întârziat și... Și întârziat, am întârziat tot. Fix și 30 de minute. Așadar, oameni faini, bine ați venit la cea de-a treia ediție Ride Drive Romanians Alliance MGB and Freeze Frame Contest. Bine ați venit, bine ne-am găsit. Mai așteptăm și pe alții. Aplauzele le puteți da și în, și în gând. Mulțumim mult. Înainte de a intra în pită, evident că s-a adresat mulțumirile de rigoare celor care ne-au ajutat și care ne-au fost alături de când ne-am înființat încă de acum un an și ceva până astăzi și sigur ne vor fi mai departe alături. Așadar, organizatorii acestui eveniment, Ride Drive România și Club Expirat, sponsorii principali, Disproof, Crack Brand și Dirty Organics. Dirty Organics care sunt din charge cu stream-ul live. La capitolul sponsor avem așa, Skates.ro, Flava Shop, X-Outdoor, H2O Shop, ShopExtreme.ro, FreshMeat, Vola.ro, Nerf, Crack Brand, Frisky România, Massive Experience și SplitShop.ro, Helisky România, Whisky, Muntelenic, WeGo, Kite and Surf Spot, Evosports și The S-Spot. Parteneri, Project Ride Slow World School, Surf Academy, Reșcursă Film, Zăpădoc și Teo Androne. Aplauze, vă rog, merită din plin. Așa cum ați văzut, clubul a fost decorat. În partea mea dreaptă, a voastră stângă, câteva printuri semnate de Adi Crapciu, revista Zăpădoc, niște plăci și surf art, agățat pe acolo, pe sus, semnate de Teo Androne. Dintre acestea, câteva vor ajunge la cei care s-au înscris la tombola RTR's MGB, o tombolă a cărui valoare pe bilete, costă undeva la 10 lei bucata, încă puteți să vă luați bilete online, intrați pe Instagram-ul RTR, acolo găsiți link-ul de rigoare. Și o să tragem la sorție ceva mai pe seară să vedem la cine vor ajunge niște printuri și niște longboard-uri din astea faine semnate de Adi și de Teo. Bun, haideți să mai anunț și pe jurații de la Freeze Frame, aceștia au fost următorii la snowboarding, Alex Pârvan și Adolf Bobo, la freeski, Ștefan Mielescu și Vardo Verdina, skyboarding, Andrei Mortilă, a.k.a. Șepti și Andrei Damian, surfing, la surfing au fost The Tibis, Tibi Macaveiu și Tibi Balica, la fotovideo, Iulia Constantin și Sergiu Gheorghe, iar din partea RPR, Spencer Hench, acolo în spate și subsemnatul. Noi ne-am dat cu părerea, toți în grup, ne-am dat cu părerea despre materiale. Acele materiale au fost judecate și de toți urmăritorii, toți followerii voștri de pe Instagram. 10% sau din acele like-uri contează nota finală. Despre rezultate vorbim mai pe seară. Și acum să intrăm în pâine, Ride Tribe Talks. Ei bine, anul trecut, prieteni, când am făcut prima dată acest eveniment și ne-am reunit în altă locație, ne-am gândit noi să invităm câțiva oameni fain din scenă care să spună câteva cuvinte. Și a fost foarte mișto, doar că la un moment dat toată lumea era rădătoare, bă, dar parcă eu când începe. Drept urmare, am făcut-o altfel din primăvara asta, am zis, hai să facem o conferință de câteva ore, toată lumea să aibă loc, să spună cât mai multe lucruri. De ce am ales să facem treaba asta? Pentru că am ajuns la concluzia că după atât amar de timp, peste 25 de ani, de vari sporturi în zona extremă, totuși nu, cred că nu s-a înțeles unde vrem să ajungem, ce vrem să facem, care sunt lucrurile bune, respectiv cele mai puțin bune, și care ar fi pașii de urmat pentru a ajunge acolo unde vrem să ajungem, respectiv. Să avem și noi rider circuitele internaționale, indiferent de sport, să avem parcuri și locuri de dat mai faine, evenimente din ce în ce mai bune și așa mai departe. Ei bine, la Ride Drive Talks asta vrem să aflăm. Tocmai de aceea am invitat cât mai mulți speakeri din toate sporturile pe care astăzi le reprezentăm aici, respectiv freeski, snowboarding, kiteboarding și surfing, să vedem ce ne vor spune. Ei sunt antrenori, sunt rideri, sunt organizatori de evenimente, sunt din toată sfera acestor sporturi, toți vor avea ceva interesant de spus. Timpii pe care le-au fiecare sunt aproximativ de 10 minute. La sfârșitul fiecărei sesiuni de vorbăreală veți avea ocazia să puneți câteva întrebări respectivilor vorbitori. În cazul în care nu ne va ajunge timpul, vă vom face semn, asta este, trebuie să mergem la următorul, dar nu disperați, în cazul în care în continuare aveți întrebări, le veți putea adresa respectivilor vorbitori la o bere afară sau ceva mai târziu aici. Bun. Și acum, să începem cu primul.
Pornim această ediție de Right Tribe Talks cu un tip care cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare. O legendă a sportului extrem românesc, snowboarder, mountain biker, surfer, antrenor. El este Kindo Ghezo. Despre Ride More Center, acum va trebui să predau cumva legătura studioul RD Talks, trimisului nostru care tot eu sunt. Maestre Spencer, banda, let it play. No, ne auzim? Avem legătura? Cred că da. No, salut Gheza, mulțumim pentru că ai acceptat să participi la RT Talks. E adevărat clar că mi-ar fi plăcut să te avem fizic alături de noi, dar mă bucur că ai reușit să-ți faci timp pentru acest interviu. Din câte am înțeles, ești deja în Austria, în cantonament cu echipa, așa e? Așa este, da. Te-am întrebat cum a mers, cum a început și continuat antrenamentul off-season, ca să mergem așa ușor-ușor către subiectul de interes, respectiv Ride More Center. Da. Deci pregătirea a fost super ok. Asta este primul an în care centerul a fost deschis. Deci am avut posibilitate foarte multă să ne antrenăm și acolo. Și asta chiar am făcut. Pentru că am avut de 3 sau de 4 ori în fiecare săptămână antrenament acolo. Și sunt foarte curios cum o să fie rezultatul. Da? Acum suntem pe Ghețar, lucrurile par ok. Suntem în Hintertux, ne dăm un parc. Deja copii sar la kickere mijlocii, nice. Tehnica este super ok, vremea cam urâtă, adică nu putem să testăm 100% tot ce trebuie să testăm, dar eu cred că mergem în drumul cel bun. Mă bucur și vă țin pumnii să aveți spor maxim. Acum că tot am intrat așa, am intrat în subiect, Ride More Center, în 6 ianuarie ai deschis. Sunt aproape 10 luni de funcționare. Cum e? Cum te simți? Cum zine așa, cam care e feedback-ul din partea ta după aceste 10 luni? Păi, în primul rând trebuie să zicem despre ce este vorba, adică la Ride More Center, că probabil că mulți nu știu despre ce este vorba. Păi, e un centru de sporturi de agrement. Avem o sală de yoga sau de orice evenimente pentru genul ăsta, avem o sală mare de crossfit sau sală de forță, avem și niște camere, avem un tramp house, adică asta o sală de trambuline, care e destul de mare, e cu slackline, e cu Ninja Warrior, e cu airbag, e cu foam pituri, e cu trampoline. Excelent, de asta, da, exact. În afară de asta avem și pentru skate și indoor snowboard o rampă tot cu bureți, lângă un rezi, care înseamnă că e un material special cu aterizare de pe care și se alune, cum are și sasul, de fapt. Da, exact, aterizare soft care să nu rănească în caz de bail. Exact. Plus avem și un pool mic pentru skate sau pentru role și așa mai departe. Bravo. Deci despre asta este vorba la Ride More. Bun, Gheza, care au fost experiențele care te-au condus să înțelegi cât de importante sunt facilitățile de antrenament corespunzătoare pentru progresul în sporturile cu și de acțiune? Care au fost experiențele tale personale care te-au dus înspre acest proiect, practic? Păi da, am făcut sport de performanță, adică am încercat să merg cât mai bine și la nivel mondial. Așa că 10 ani am făcut de cupa mondială de snowboard, am fost peste tot în lume și am văzut cam cu ce se mănâncă. E clar, sunt niște țări, de exemplu Austria sau Germania, care stau foarte aproape de pârtii și de snowparkuri și ei pot să se dea și vara. Asta e un grup care e evident că ei fac mult timp și din cauza asta au mulți kilometri și se dau foarte bine. Dar există și un alt grup, de exemplu Olanda sau în mai multe părți a Americii, care tot se dau bine și în țările astea am observat și am fost și în America peste tot, după cum știm și Woodward, care cred că există vreo 70 de Woodward-uri peste tot în America, unde am fost și am văzut ce se face, cu ce se mănâncă, toată treaba asta, și de aici mă gândesc că a venit prima chestie, că ar fi foarte tare și la noi un centru de gen.
Da. Și cumva ușor, ușor așa s-a format. Eu mă gândeam exact ce are un sportiv și nu numai, fiindcă Ridemore Center nu e vorba numai de sportiv de performanță. Acolo poți să vină și copii numai la distracție, adică poți să sară la trampoline, poți să sară în airbag și așa mai departe. Așa că e cumva și business și pleasure, să zic așa. Practic, mi-ai răspuns și la cea de-a doua întrebare, care era: după ce facilități ți-ai modelat viziunea? Evident, ai preluat o parte din idei de la Woodward și de la alte centre de antrenament din Europa, implementându-le în Ridemore Center. Așa este, exact. Și ei, bine, cumva e și, adică am și personalizat puțin, fiindcă, de exemplu, Woodward e vorba numai de tramp house sau de skate park sau așa. Mm-hmm. Eu am combinat cu toate chestiile astea de sporturi de agrement, să zic așa. Adică avem și o sală de forță, cum am zis, avem și o sală de yoga, poți să ții și zile de naștere, ai și panou de cățărat. Deci cum am făcut un fel de centru multifuncțional ca să fie ok pentru toată lumea. Iar acum că sala este deschisă totuși de ceva vreme, de aproape 10 luni, și a și avut un real succes, ai văzut exemple clare de progres, să zic progres semnificativ, la cei care încearcă să se dezvolte în zona de sporturi, de action sports? E clar, este clar. Adică avem niște copii, noi în fiecare săptămână facem și antrenamente de skate sau nu numai de snowboard și de bike și așa mai departe. Sunt foarte mulți copii care se dau incredibil. Cum am zis, 90% vorbim de partea de trampoline, de tramp house. Acolo văd adevărată evoluție. Sunt copii care fac niște tricuri că nu înțeleg, trebuie să le filmez și se dau cu slow-mo exact ce a făcut și e incredibil. Chiar și acum avem cu noi niște copii de acolo care am selectat și incredibil cum se dau. Deja sunt copii de 12 ani care sar la trampoline și au un pop incredibil și deja se văd exact prima zi de snowboard cu toate greburile și rotațiile, dacă lăsăm și așa mai departe. Adică este evident evoluția și gândește-te că noi am deschis de 10 luni, așa că sper că o să fie și mai evident în viitor toată treaba asta. Absolut, și probabil că o să vedem rezultatele pe bune anul viitor la Battle on Snow. Cel puțin eu la asta mă aștept. Da, rezultate sper că o să vedem. Ceea ce aș dori eu cumva la concursul ăsta și în general să nu evolueze numai ciucanii. Până acum despre Absolut. Asta e vorba. Dacă vezi și pe Ray Zoltan și pe frații Islai, cumva vin din Mercuria Ciuc. Și eu sunt personal, aș opri cumva fenomenul ăsta, aș vrea să văd să participe mai mulți copii din mai multe orașe la Battle on Snow sau și la alte concursuri, ca să nu fie toată treaba așa monopolizat. Bineînțeles, e mai complicat toată treaba asta, fiindcă pentru evoluția asta noi trebuie să vedem snowparkuri nu numai în Sibiu sau la Harghita Mădăraș, cum avem și noi. Ar fi foarte mișto un snowpark în Valea Prahovei sau chiar la Poiană, ceea ce mă și uimește, sincer să fiu, că după atâția ani nu vedem așa ceva. Este incredibil că încă nu s-a realizat în toată țara asta o trambulină de căcat de 10 metri ca să poată să se dea toată lumea. Chiar e un fenomen care nu înțeleg eu cum dracu nu s-a putut face încă așa. Cred că suntem mai mulți cei care ne spargem capul și nu reușim să înțelegem cum de nu s-a reușit nimic mai mult până astăzi. Ce pot să-ți spun așa pe surse e că se vor întâmpla mai multe parcuri cu începere din sezonul ăsta. Spune-ne, din punctul tău de vedere, cum crezi că ar beneficia riderii români dacă în țara asta ar exista mai multe facilități de antrenament, cum este Ridemore Center, și dacă acestea ar fi accesibile mai multor pasionați din zona de action sports? Care zici tu că ar fi beneficiile imediate, directe? Chestiile sunt evidente. Dacă se face un centru din asta în București, atunci rezultatele o să se vadă
aproape după ce se deschide toată treaba asta. Adică nu vorbim numai de snowboard, vorbim de orice sport, cum zici tu, action sport, adică vorbim și de BMX, vorbim și de skateboard, dar să știi că cum e renumit și zona Mercuria Ciuc, adică că avem foarte multe sporturi de iarnă și nu numai și de vară, să știi că la noi vin și înotătorii, vin și hocheiștii, fac antrenamente speciale, vin și de la judo și așa mai departe. Este foarte bine și foarte binevenit în orice sport să faci o altfel de mișcare, să dai drumul la endorfine, să sar de sus, să aterizezi în siguranță, să mai încerci echilibru și să mai lucrezi și la flexibilitatea ta, așa, în orice sport, în orice sport, probabil că și în șah. Gheza, acum că Ride More Center există, se poate spune că viziunea ta este completă? Te mai gândești, nu știu, la extindere, la o dezvoltare, fie franciză, fie doar pe plan local, sau consideri că visul tău ăsta este? Acum aș putea să zic că în domeniul ăsta știu exact ce am făcut bine și ce nu am făcut bine. Bineînțeles că am făcut și greșeli și, probabil că al doilea sau al treilea centru ar fi mult mai ok și mult mai la punct. Adevărat. Ei, din fiecare proiect se învață și fiecare greșeală reprezintă practic un câștig pentru mai târziu. Din ce îmi spui acum, înțeleg clar că nu aici se rezumă visul lui Kindo Geza. Geza vrea să meargă mai departe, probabil să mărească centrul sau de ce nu, să mai construiască cel puțin unul prin alte locuri prin țară. Așa să fie. Sper că așa o să fie. Sincer să fiu, am mai primit feedback-uri de genul ăsta. Acum asta este viziunea următoare. Ok, trebuie să treacă măcar un an ca să vedem, să putem să tragem exact linia cam ce și cum și cât și unde și așa mai departe. Dar după aia eu zic că am pentru termen scurt planul ăsta ca să ne extindem și extinderea asta ar însemna și în alte orașe. Că se vede clar că există o cerință mare pentru chestia asta. Și nu numai Mercuria Ciuc. În toate orașele mari din România, iarna o să însemne în următorii 10-15 ani cu încălzirea asta globală ceață, frig, dar nu zăpadă, umezeală, dar nu prea poți să faci nimic afară. Și pentru chestiile astea, eu cred că centrele de genul sunt foarte, foarte binevenite în orice oraș mare. Acum că am ajuns și la finalul setului de întrebări pe care l-am pregătit, așa că încheiere o să-ți cer eventual un sfat sau niște recomandări pe care să le adresezi riderilor din România, indiferent de sport. Din poziția ta de antrenor, de dezvoltator al Ride More Center, ce îi sfătuiești tu pe riderii din România? Trăim niște vremuri foarte grele, fiindcă avem internetul ăsta, toată lumea dă minim 2-3 ore de scroll pe zi și cumva la fiecare copil sau la fiecare, hai să zicem că sportiv, e sugerat că tu ești cel mai bun, e ok, tot ce faci și așa mai departe. Eu aș zice pur și simplu că ar trebui să tăiem din lucrul ăsta și să mergem mai mult la mișcat, ceea ce este foarte greu. La un copil e nu prea e motivant în care la orice scroll vezi un triple 1440 sau ceva de genul și tu ca un copil care se dă și poate, e foarte, foarte talentat și știe un 360, nu prea poți să vezi viitorul în sporturi de performanță. Din cauza asta, cred că este foarte, foarte greu să avem motivația sau copii să aibă motivația asta de a evolua în viața profesionistă, dar să știi că, mai ales dacă ești copil, poți să evoluezi foarte repede, mai ales dacă o să se deschidă centre din asta în viitor, atunci foarte repede să ajunge la performanță. Așa că sfatul meu e că cut the bullshit and let's ride. Ceva de genul, știi? Perfect, adevărat. Absolut adevărat. Gheza, îți mulțumesc mult pentru interviu. Spor maxim la antrenamente și să ne vedem cât mai curând pe zăpadă. Eu sunt Bobby Rusu, mersi. Îmi predau legătura tot mie în Club Expirat. Gheza, încă o dată, șapo, mulțumim! Mersi.
Mersi. Mulțumim, nu știu, trimisului intern. A preluat legătura. Și permiteți-mi acum, evident, nu putem să-i punem întrebări lui Gheza, eventual vi le notați, le trimiteți-l tot în Hintertux, cred că este. Așadar, trecem la momentul următor. Permiteți-mi să fac introducerea următorului vorbitor, care este, de fapt, o vorbitoare. Pasionată de sport și mișcare de când se știe, în copilărie a practicat de la Enshin Karate la dans sportiv și gimnastică, iar în prezent, atunci când nu este în sala de fitness, este cu skate-ul prin oraș sau cu placa pe apă sau zăpadă. Lucrează în domeniul fitness-ului din 2009, este Sport Strength Coach, ISCI, adică International Strength and Conditioning Institute, și Personal and Group Fitness Trainer, cu specializări pe diferite ramuri ale fitness-ului. Ea este, în aplauzele voastre, Cristina Munteanu, a.k.a. Sporty Chris. Stăm jos, n-am pus acolo scaunele, nu așa la derută. Să stau confortabil. Deși îmi place să mă mișc. Da, hello people, eu sunt Cristina și am venit aici să vorbesc despre importanța pregătirii fizice, da? Vreau să le mulțumesc celor de la Ride Tribe Romania că m-au invitat aici și mi-au dat ocazia să vorbim despre aceste lucruri. De ce credeți că este importantă pregătirea fizică în practicarea sporturilor? Poate să-mi spună cineva? Să arăți bine în bikini pe placă sau, nu știu, să arăți pompat. Glumesc. Asta vine la pachet cu antrenamentele. Dar mai important și primul lucru este prevenirea accidentărilor, da? Atunci când te accidentezi, progresul tău, da, nu mai e ce trebuie, da? Te poate ține pe loc. Și din cauza asta e important să incorporezi pregătirea fizică, da? Pe lângă cea tehnico-tactică. Un citat care știe toată lumea, da? O casă e atât de puternică pe cum fundația ei, da? Nu putem construi ceva puternic, solid, pe o fundație slabă. Sau putem, dar când bate un vânt mai tare, o să leșine casa, da? Sau apare accidentare. O să vă spun un story. De la snowboard, acum 2 ani, nu sunt eu mare snowboarderiță, da? Aveam început, dar atunci, în anul ăla, prinsesem un pic mai mult curaj, știți? Și m-am dus pe canal, mai cu viteză, mai cu așa, și dintr-o dată am luat un dâm de zăpadă, am zburat un pic prin aer, dar placa mea a decis să pună o frână în zăpadă și corpul meu s-a răsucit, piciorul rămânând pe loc. Și genunchiul s-a răsucit un pic. Am simțit ligamentele întinse la maxim, să spun așa, dar m-au ținut. Adevărul e că nici nu cad prea de sus și na, sunt și ușoară, dar m-au ținut. Poate pentru că și am ani de antrenament în spate. Și de asta vreau să spun că este important să ne antrenăm. Și lucrurile pe care le putem face pentru asta, da? Pentru prevenirea accidentărilor. Primul lucru, să ne întărim ligamentele, tendoanele din antrenament, da? Să creștem mobilitatea articulară, da? Să facem exerciții cu tot range of motion. Să lucrăm zona de cor, da? Nu doar six-pack-ul, ci toată zona de cor și zona lombară și musculatura de profunzime. Și să ne adaptăm corpul, da? Să-l obișnuim cu mișcările specifice sportului, da? Oricărui tip de sport. Și Cristina, treaba asta o facem doar cu o săptămână, două înainte să înceapă sezonul? Nu, asta vreau să spun. Mersi, Bobby. Nu trebuie să... acum a dat zăpada, cu o săptămână înainte să ies sau cu o săptămână înainte de competiție, fie că vorbim de sport de performanță sau amator, trebuie să avem un plan, da? Să facem cu mai mult timp înainte să ne începem antrenamentele pentru a fi ok în timpul competiției sau la prima ieșire, da? Când dă zăpada sau când vine suelul cel mare. Da.
Riderul nu se îngrașe în ajun, nu? Nu. Trebuie să planificăm un pic dacă vrem să ne creștem și performanța sportivă. De asta un scop fără un plan e doar o dorință. Da? Trebuie să ne structurăm antrenamentul în așa fel încât să fim în cea mai bună forma noastră fizică și psihică, exact înainte de competiție sau de ieșirea noastră, unde vrem să fim cel mai ok, da? Să dăm tot ce putem pe pârtie sau pe apă sau pe ciment. Da? Și corpul nostru să ne poată susține, da? Să facem aceste lucruri. Când apar accidentările? Accidentările apar atunci când corpul nostru este supus unei încărcături mai mari decât poate el duce. Și din cauza asta e important să ne antrenăm, să devenim mai puternici, să putem avea o performanță mai bună în antrenamente. Cum ne creștem performanța? Trebuie să ne structurăm un pic antrenamentele, da? Cum am spus. Întărirea articulațiilor, corul, da? Să ne adaptăm corpul la mișcările specifice sportului. Este o adaptare anatomică, da? Fiecare structură de antrenament trebuie să înceapă cu adaptarea anatomică. Apoi urmează o creștere a forței, a forței maximale, pe care mai apoi trebuie să o transformăm în forța specifică sportului. Da? Sunt sporturi de anduranță, sunt sporturi de putere, de exemplu la maraton, da? Este un sport de anduranță. Powerlifting-ul, de putere, da? Ce este puterea? Puterea este forța pusă la oaltă cu viteza, da? Cât de puternic, da? Cât de repede pot să înving un stimul, da? Extern. Bun. Fiecare sport are niște abilități pe care noi trebuie să le dezvoltăm. Da? Deci am spus viteza, forța și anduranța. Și în fiecare sport o abilitate este dominantă, că e anduranța, că e puterea, da? Sau rezistența musculară. Mai departe o să fac analiza unui sport, așa ca să vedem exact ce abilități trebuie dezvoltate. Un sport celebrat astăzi, da? Surful, pentru că și m-am îndrăgostit de el acum câțiva ani și sunt așa high pe el. Ce este surful? Surful este un sport intermitent cu pusee de intensitate mare, intercalate cu intensitate joasă și medie. Da? Este un sport ciclic. Se întâmplă un ciclu pe care îl fac surferii în apă. Se începe cu un paddling, da? Un paddling să ajungi în line-up. Intri în apă, dai paddle, ajungi în line-up. Acum, în funcție de condițiile din apă, poate să fie mai greu sau mai ușor. Da? În general, acest paddling, de ce ai nevoie? De ce abilitate ai nevoie? Ai nevoie să ai anduranță, da? Să-ți crești anduranța, să ajungi acolo, să te bați cu valul sau să treci pe sub el, dacă știi să te bași pe sub el. Dar îți trebuie anduranță să ajungi acolo, în primul rând. Apoi, când ajunge la line-up, există, îți trebuie și acolo, tot așa, anduranță, te plimbi prin line-up. Apoi urmează un paddling de putere. Trebuie să dai mult mai puternic din brațe, da? Trebuie să-ți crești forța, pe care mai apoi o transformi în putere, ca să poți să dai din brațe atât de puternic, să te poziționezi unde trebuie, să prinzi valul, iar apoi să te întorci să prinzi valul, da? Apoi, ce urmează în acest ciclu? Ai dat puternic din brațe, nu știu, de 7-8 ori, urmează pop-up-ul, te ridică pe placă, aici îți trebuie un pic de stabilitate posturală dinamică, da? Trebuie să-ți găsești echilibru pe placă. Apoi, chiar călăritul efectiv al valului, da? Unde îți trebuie la fel și forță și stabilitate. Bun. De ce e mai important paddling-ul și anduranța? Asta vară am fost într-un surf trip în Franța și în Cabreton. De obicei am obișnuită cu niște sueluri mai mici, cu valuri, na, un metru, un metru jumate, dar acum cele două săptămâni au fost pline de, nu știu, peste un metru jumate, doi, trei.
Mi-am făcut curaj, am intrat în apă, am reușit să trec de beach break. Ok, și m-a ajutat pe Adelingu și Anduranța să ajung acolo, chiar dacă cu mini atacuri de panică, un pic mi-a fost frică, m-a ajutat și să fug de valuri când venea suelul mai mare, ca cumva să nu mă prindă în mijloc, în zona de iad, ca să zic așa. Dar chiar m-a ajutat antrenamentul și te poate ajuta și pe tine să-ți crești performanța sportivă, să fii cât mai bun în sportul pe care îl practici. De asta o să închei și cu un challenge pentru voi, să includeți și pregătirea sportivă, da? Pregătirea fizică, cu pregătirea tehnico-tactică. Da? Acele tricuri pe care le încercați și despre ce vorbea și Gheza, da? Să faci tricurile cât mai faine și să faci și pregătirea fizică pentru a face corpul să fie durabil și pregătit să facă față acestor încărcături, da? Pe care sportul îl poate, aceste încărcături pe care sportul îl poate pune asupra corpului nostru. Și cam asta am avut de spus. Dacă mai aveți întrebări, mi le puteți spune acum sau o să stau toată ziua pe aici și dacă sunteți interesați de sport și de cu cel mai mult drag sunt aici să vă răspund la întrebări. Cristina, vă rămâne la dispoziție, așa cum spunea și ea, deci orice întrebări aveți legate de pregătire, legate de, nu știu, de prevenție și tot ceea ce a mai spus ea, vă va sta la dispoziție, vă ajută cu sfaturi. Chiar ne-a oferit și niște premii pentru câștigătorii Freeze Frame, dar da, am uitat să stau în lumină, așa. Bun, mulțumim, Cristina, aplauze, vă rog! Următorul vorbitor ne face introducerea în categoria școli și instructori. Despre sine zice că practică cu plăcere ski, hike și MTB. Cel mai mult la ski îi place alunecarea fără cusuri la viteză mare. A avut rol principal în prima producție video românească dedicată sporturilor de iarnă, Global Freezing, 2010 Anno Domini. A mai apărut și alte producții cum ar fi Stolen, Incubus, Retirement Benefits, The Furry Enemy, Imperfect Lines, Lost Winter și Slopes No More. Este licențiat atât în educație fizică și sport, cât și în fizioterapie, autor și realizator al vlogului Tehnica pe Munte, antrenor al unei perechi de super băieți, pe care toți îi știm sub titulatura de Miei Trandafir. Ei bine, onorată instanță, deja l-ați văzut, Ion Trandafir, a.k.a. Le Saint. Despre importanța unui antrenament potrivit a mindset-ului și abordării și despre regula celor 5 P. Dar vă zice el destul. Salut! Asta cu 5 P tot de la Bobby am aflat-o, dar ideea o aveam. Adică, pe scurt, cum te poți pregăti corect fără să faci mai mult rău sau fără a avea o performanță slabă sau să te pregătești încât să ai o performanță bună una peste alta. Plecăm de aici. Competența mea e limitată, însă din experiență vă pot spune și din studiu că, bănuiesc că știți și voi, din experiența proprie, degeaba te dai mult și prost. Mai bine te dai ceva mai puțin, dar mai curat, mai instruit, mai ancorat în niște repere clare. Reperele clare, de obicei, ar trebui să fie date de un instructor, de un profesor, de un tip care știe bine despre ce vorbește. Aici relaționăm un pic și legăm de faptul că de ce nu ajungem să avem, nu numai noi românii, sau de ce nu ajung anumiți oameni, copii, tineri cu potențial atletic, care își doresc foarte mult, sunt dedicați, de ce nu reușesc să performeze. Și aș spune că nu reușesc să performeze tocmai din cauza asta, că n-au baza tehnică suficient de bine pusă la punct. Pentru oamenii ăștia, da, eu am fost skier alpin, racer, asimilați automat cu niște tipi mai
cu o gândire mai puțin flexibilă de cei din free ride, freestyle. Am rămas însă structurat și cred în continuare în structura asta, așa anume că lucrurile trebuie făcute de la început destul de plicticos, cu o tehnică foarte, adică să lucrezi tehnic foarte mult până stăpânești biomecanic totul spre perfect și după care apare plăcerea totală în momentul în care tu te deplasezi visând, zicem, deschi, că deschi mă pricep aici să vorbesc. Chestia asta că hai să avem fun cu copilașii, trebuie să se distreze cu tare, are sens, dar până la un punct ei o să se distreze, dar o să colapseze ca nivel tehnic la un moment dat. Bineînțeles că e un cumul de lucruri care te duc la performanță și anume trebuie să ai dorința, pregătirea fizică și pregătirea tehnică și toate astea să convergă și să te ducă către performanță. Vă spun ce se întâmplă în Junior Tour și în Qualifier. Diferența în final pentru cei doi care ajung să se califice în World Tour se face pe ski. Toți care ajung în Junior Tour sau în Qualifier din cei mai buni 10, sar de rup, se dau tare, au nerv, au putere, au tricuri, că dau un parc de rup parcul în două pe plase, pe ceară, gheza, facilități de genul, dar din păcate se califică doar doi în World Tour, din Europa, Oceania și doi din Americi. Bun, acolo diferența se face pe ski. Nu știi să schiezi, s-a terminat. Nu poți să înveți să schiezi intuitiv. Trebuie să ai un instructaj în spate. Drept urmare, dacă la U14, vorbesc de ai mei, e poezie și bați din cât de învână ești și din talent și din alunecarea nativă, la U16-18 încep să apară schiorii care nu mai prind loturile pe schi alpin, pe muggles, și așa mai departe, și atunci cei de la alpin se duc pe ski cross, care le e mai la îndemână, o parte din ei care nu au ajuns suficient de rigizi trec în freeride, că sunt foarte bine fizic, din freestyle de asemenea schiază foarte bine și ajung să facă diferența și se califică cei care schiază bine. O să vedeți puțin calificați pe bune, măcar în ultima perioadă în freeride World Tour, care să nu știe să schieze. Sau ăia ies destul de repede, ajung în coada clasamentului. Și aici ne întoarcem la chestia asta, că de ce trebuie să te pregătești bine, ca să performezi bine. Pregătitul bine nu înseamnă numai să ieși volum mare și să te dai mult, cum frumos ne dăm cu prietenii, ci să ai un instructaj. În ultimii ani, foste legende din freeriding, conduc niște academii prin Alpi și pe cei care vin cu bază solidă în ski, practic îi introduc progresiv și în partea de freeride și fac treabă. La noi, ca să facem lucrul ăsta, legat de ce trebuie să vorbim aici, ar trebui să avem zăpadă suficientă, acces cu lifturi, că ne trebuie volum. Degeaba mergem în bâlea cu schiurile în spate, e foarte frumos, stăm, vorbim, dar e poezie, n-ai volum, ești terminat. Și instructaj. Instructajul trebuie să fie unul cu tine care să știe ce vorbească. Nu să te lasă să te dai pe cos și pe deal și să iasă haos și să nu reușești să performezi în timp și spațiu redus. Și atunci asta se poate doar face tehnic și din păcate început pe pârtie, continuat pe pârtie, trecut în profil de pantă neuniform și abia apoi în zăpadă mare. Dacă noi ne dăm în zăpadă mare direct, nu o să reușim să facem lucrurile astea, nu o să putem să legăm elemente câte am vrea într-o linie, corect, să punctăm bine și o să fim în coada clasamentului tot timpul. Dacă am sărit ceva, să-mi zică Bobby. Deci cam asta pare plicticat, pare ancul, dar din păcate să faci treabă bună, trebuie să vii din direcția asta. Adevărat, să le spunem acum și detaliile alea în plus despre regula celor 5 P.
Aceasta este, pe scurt, pregătirea potrivită previne performanța proastă. Mă rog, asta e o traducere românească din englezescul proper preparation prevents poor performance. Este o chestie pe care și eu am învățat-o, la fel cum le-am învățat pe toate celelalte, când am auzit-o prima dată, nu mi-era foarte clar despre ce e vorba, dar ulterior am învățat așa un pic să... Și da, ok, it makes sense. După ce punem la oaltă informațiile pe care ni le-a pasat Ion, ceea ce a spus și Cristina, vor mai fi și alți speaker care vor aborda practic cumva aceeași treabă, se rezumă totul la această regulă a celor 5. O pregătire potrivită totdeauna vă va duce mai departe. Dacă aveți întrebări pentru Ion, la fel valabilă chestia asta și pentru cei care ne urmăresc de acasă pe livestream-ul oferit de Dirty Organics pe Facebook, dacă aveți întrebări, scrieți-ne-le în chat și le transmitem mai departe. Pentru cei din sală, vă rog frumos, cine vrea să-l întrebe pe Ion, e la dispoziția voastră, acum. Că după aia îl prindeți mai greu, că o să fie ban cantonamente, ba pe munte și are un pas omul ăsta la deal, nu-l prindeți. La vale nici nu vă gândiți. Înseamnă că am fost explicit și relevant, deci... Aplauze, vă rog, Ion Trandafir, Le Saint! Rămânem în zona ridingului pe apă, în stare solidă și intrăm în sfera touringului. Cel ce urmează să vă vorbească este splitboarder, Guide Montan, mountain biker, stand-up pedal tourer și pasionat de kayaking, iubește zăpada fresh și să se dea cu Zorro, câinele, nu personajul, având Rage Against the Machine în căști. Iar acum mai bine de 10 ani, el a fost primul pe care l-am auzit povestind despre o jucărie pe nume splitboard. El este Marius Rădilă, Massive Experience Represent, ne va face o tură în touring. Scena-ți aparține. Da. Fără emoții suntem, vorba aia, suntem în familie. Trimis, nu suntem vorbitori de performanță, așa că anything goes. Mi-a trimis Bobby un mail să vorbesc despre trecut, prezent și viitor cu touring-ul. O să vorbesc și de ski-touring și de splitboarding, deși mă dau pe split doar. În trecut ar fi foarte mult de spus. E cumva similar trecutul cu prezentul. Splitul a apărut ca prin anii 90 să scape de aglomerație și să țină pasul cu sierii de tură. Mai aproape se aude. Așa. Acum, cred că la, nu neapărat la modă, încă are potențial ski-touring-ul, pentru că zăpada e cât mai sus, e mai greu să ajungi la ea, e mai, mai greu accesibilă. Ce avem în prezent? Super multe oportunități, super multe shop-uri, super multe cursuri, ture ghidate, instructaj. E mult, mult mai la îndemână acum să apuci pe chestia asta. Ce cred că ne lipsește aici, să încep cu shop-urile, poate că dacă te apuci acum de touring, primul contact pe care l-ai tu ca și novice e cu un shop. Tind să cred că shop-urile sau angajații din shop-uri trebuie să aibă un pic mai multă responsabilitate în ceea ce vând. Sigur, sunt aici să vinzi și ei vor să-și țină clienții să nu comande online. Dar e datoria lor, cred cumva, să-ți explice ce vând, la ce se folosește și pentru ce ai nevoie de echipamentul ăla. Și cât de important este echipamentul celălalt care este kitul de avalanșă. Aici o să intru într-un alt domeniu care poate că mă interesează și mă și anxiază un pic, nu știu dacă e bun termenul. Tot cu Bobby vorbeam pe mail și am ajuns la un subiect foarte interesant. În România se vinde mult sau s-a vândut mult până acum, dacă știți, turele alea, cursurile de căutare în avalanșe și poze banere pe Facebook cu sonda, cineva sondează. Asta e un pic, nu neapărat chicios, cât să zic, da, să ia ochii un pic de cancan. Nu neapărat util. Deloc util. Dacă aș fi să recomand câteva cursuri la care am fost, ele se intitulează sau încep cu cuvântul prevenție. Am fost la un curs în Chamonix de prevenție, n-am făcut nicio căutare. Am stat 3 zile, am făcut multe teorie și practică, n-am scos beacon-ul. Nu l-am folosit. Cred că e mult mai util să mergi la dentist când nu te doare măseaua decât să mergi când ai spart dinții.
În Germania, dacă nu mergi la dentist când odată la 6 luni, adică pentru prevenție îți pierzi asigurarea dentară. Deci, atenție foarte mare sau atenție, aș vrea ca lumea să se orienteze foarte mult cum previne să calci pe bec decât ce faci când calci pe bec. Sigur, e mega important să știi ce faci când calci pe bec, dar e mult mai smart și mai safe și mai enjoyable să știi cum să previi asta. Sigur, e o discuție aici complexă, cum să faci, cum să înțelegi, dar să nu, cei care se apucă acum, să nu cadă în ideea, mamă, ia uite, ăla mă învață cum să caut, scot din avalanșă, ce-i fi scoate din avalanșă, că sunt multe chestii de scos. Prevenția e super importantă. O altă chestie faină, când am avut Spirit România, am avut shop-ul, era chiar la început, atunci când au ajuns și pe la noi, pe meleaguri, rusacii de avalanșă, era un super hype, mamă, vreau rusac de avalanșă, și le dădeam oameni, uite, și-au cumpărat un rusac de avalanșă de 1000 de euro și atât, și ai kitul de avalanșă? Nu. Păi și ce faci cu rusacul? Păi dacă, na, supraviețuiesc. Și după aceea puneam întrebarea, păi, și ce o să zici lui măsa, prietenului care te-ai dat tu, care e sub zăpadă, a rămas acolo că tu n-ai putut să-l scoți, dar tu ai reușit să supraviețuiești că ai rusacul de avalanșă. Nu-i neapărat etic. Deși un sport pe care, nu știu, na, te dai singur, simți, e un sport, Turing vorbesc, e un sport pe care îl șeruiești cu riderul tău. Tu ai grijă de el, el are grijă de tine, deși șeruiești singur linia aia, sau vrei să fii tu pe linia fresh, el te va scoate de acolo. Era o discuție și încă o discuție foarte, foarte complexă între comunitatea salvamontiștilor din România și ghizii de prin afară. Mă rog, ce faci? Sun la salvamont sau îl scoți tu? E o discuție în care nu vreau să intru, doar vreau să pun accentul că tu kitul ăla de avalanșă pe care îl cari, beaconul, sonda și lopata, nu-l car pentru tine, îl car pentru celălalt și el îl care pentru tine. Nu ți le-i neapărat pentru tine. Am acoperit? Da, absolut. Aici, cum ai spus și tu, este o discuție destul de lungă care pornește, poate, pentru unii, de la magazine care, evident, își doresc să vândă, își doresc să rămână în piață, dar acum oameni ca noi s-au gândit la ok, și-au pus o întrebare, bun, vindem, dar ce vindem? Păi vindem splitboard-uri, vindem schiuri de tură, echipamentul de profil, bețe, piei și așa mai departe, ăla, echipamente de avalanșă vindem. Mai mult de atâta, nu să le vindem, să așteptăm ca clientul să intre în magazin să spună da, vreau și eu un beacon. Nu, ideea asta că aceste echipamente trebuie promovate de către magazine. Odată ce vine un client să cumpere echipament de touring, acest echipament de avalanșă trebuie băgat la înaintare. Mai mult de atâta, atât Marius cât și eu și mulți alții, și Ștefan și cei care se dau în backcountry, cred că ni s-a întâmplat de nenumărate ori să ne întâlnim cu oameni pe munte, să întrebăm, aveți beacon? Nu, da, merge, da, te duci, scanezi, nimic. Păi ce ai făcut? Păi l-am uitat închis, păi degeaba l-ai pe tine. Drept urmare, pleacă de la magazine pentru promovare, după care poate tot de la magazine și organizatori și ghizi și așa mai departe, trebuie promovată ideea de hai să învățăm cum se folosește echipamentul, când se folosește și hai să încercăm să ne ajungem la momentul ăla cu când se folosește, ci să prevenim momentele de, cum ai spus tu, de călcat pe bec. Că ai un echipament sau nu îl ai, dacă ai un echipament și nu știi să-l folosești sau nu îl ai, până la urmă e același lucru. O altă discuție, un alt punct pe care sugera Bobby să-l vorbim. Tot așa, pentru cei care s-a apucă acum de touring, de backcountry, să zic, dai scroll pe Facebook și toată lumea care se dă în backcountry se dă în Bluebird Sky. E cumva o capcană, am mulți clienți care mă sună și mari vreau să vin să ne dăm, dar numai când e senin. Da, super. Ideea e că dacă vrei să te apuci de sportul ăsta, e un pic diferit de on-pist. Trebuie să fii dinamic și trebuie să cauți. Chiar dacă pe web îmi arată că e vremea nașpa sau, nu știu, e urâtă, sigur, dacă ai un pic de ambiție, găsești ceva să te dai, găsești ceva fain. E greu să te numești un speedboarder sau un rider de backcountry dacă tu ești de 2 ori și restul stai acasă încercând să vinezi. E clar și noi vrem să vânăm Bluebird Sky, dar ideea e că poate n-ar trebui să fim așa închiși la minte și să mergem numai pe zilele perfecte, pentru că nu, n-ai parte și nu poți să progresezi, nu poți să avansezi, te plafonezi. Ideea e să fii deschis și să ieși la dat cât mai mult. Ce spunea și eu mai devreme, da, trebuie să nu neapărat să te antrenezi, dar să tragi de tine un pic, să ai ambiție. S-a închis, ți-l dau eu? Gata, nu e ok, uitați-mi să apăs butonul.
Perfect adevărat. Ce spui? Le-am acoperit cu toate? Da. Dacă aveți întrebări din public... Da. Vine acum. Salut. Salut. Recent am început și eu cu splitbarul, adică m-am dat o singură dată până acum. Dar așa cum mi-am luat loc de parcare înainte să am mașină, mi-am cumpărat și kitul de avalanșă înainte să-mi iau placa. Și acum mă gândesc la un rucsac de avalanșă cu airbag. Și eram curios că e discuția între butelie, litiu-ion și supercapacitor. E diferență sau sunt chestii de marketing? Adică... Nu știu, mă uit, îl văd pe Bobby cum râde și pe alții aici în față. Nu știu dacă aș vrea să răspund la chestia asta, sincer. Uite, ca să fac o idee, și nu știu dacă te ajută. La un dat promovam. Aveam un deal cu JetForce-ul din mai multe direcții. Am folosit mult JetForce-ul la electric și în ultimii 2 ani am renunțat la el, am trecut cred că am ieșit odată cu el. Nu vreau să zic că este un exemplu bun. Și acum l-am pus la vânzare. Nu vreau să zic că, bă, fă așa. Și când m-am dus în afară, am văzut mulți ghizi, mulți rideri care nu aveau rucsacul ăla. E greu. E scump. Și, da, nu. Cred că e o discuție ceva mai extinsă, putem povesti mai mult. Și eu am avut aceeași problemă. Bă, ce naiba iau? Da. Am optat într-un final pentru un JetForce. Este mai ușor în momentul în care pleci, iei avionul și te duci. Că nu se mai agită oamenii cu buteliile, cu alea. Dar este, repede, o discuție destul de lungă. Putem să o ducem mai departe. Da, am după. Cred că întrebarea e nu ce rucsac e mai bun, cred că cum să investești mai mult, nu neapărat în tine, ci în mindset-ul tău. Sigur, te expui, dar poate poți să găsești o linie sau poți să te expui, să calculezi aceleași riscuri, dar să nu ai nevoie de rucsacul ăla, să vezi lucrurile un pic diferit. Nu e bulletproof, este sigur un plus. Vreau clienții mei să aibă toți rucsac, să fie robot îmbrăcat, dar nu vreau să fiu ipocrit, eu nu-l mai folosesc. În ultimii câțiva ani, nu-l folosesc așa de des. Ok, dacă mai aveți întrebări din public, Marius oricum vă va sta la dispoziție, poți să duci deschid discuția mai departe, să afli mai multe detalii. Așadar, aplauze, vă rog, Marius Rătilă, Massive Experience. Mulțumim. Și acum vine un moment din ăla, momentul căruia îi spune laudă mă gură, acum trebuie să mă introduc pe mine. Pentru cei care nu mă cunosc, da, mă cheamă Bobby. Sunt fost roller, mountain boarder, snowboarder de când m-am urcat pe snowboard, am zis că altceva nu mai vreau să fac, au trecut peste 20 de ani. Am reușit să ajung și instructor formator pe, mă rog, în alte țări, aici în România, se pare că nivelul este mult prea ridicat, iar condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un instructor, să ajungă formator, sunt, cum zic, n-au văzut americanii, n-au văzut japonezii, ce cer românii, mă rog, ghilimelele sunt subînțelese. Despre ce vreau să vă vorbesc astăzi, despre o chestie care poate, mă rog, pe mai mulți ne macină de ani, mulți, respectiv, mai târziu cu întrebările. Sunt kite surfer cu, cum să zic eu, 1% acolo. Nu m-am înnecat, n-am murit. Hai să o punem așa. Mulțumesc. Mulțumesc, Andrei. O chestie care ne macină de mult timp, odată o să o iau așa, o să o iau cu practicanții, cu cei care se apucă de fie de snowboarding, de freeski, sau mă rog, de ski, de surfing și așa mai departe. Acei luptători care vor să apară pe munte și să gândesc, băi, n-am nevoie de instructor. Că de fapt la asta se rezumă momentul meu, nevoia sau lipsa acesteia în ceea ce privește un instructor. Mulți ați văzut pe munte diverse care au zis, pe mine mă învață un prieten, toate bune și frumoase cu o singură condiție, ca acel prieten chiar să fie instructor. Pentru că altfel informațiile, știți și voi, sunt aflate cu jumătate de ureche dintr-o parte, cealaltă jumătate se pierde pe traseu, iar ce ajunge la săracul învățăcel, vai steaua lui. Acesta este cumva un moment în care vă cer tuturor să recomandați aceste lucruri celor pe care i-au zis că vor să se apuce de aceste sporturi, indiferent care sunt ele, neapărat să lucreze alături de un instructor. Un instructor care totdeauna va ști pașii necesari pentru a intra în sportul respectiv, va ști și ceilalți pași care presupun performanță, poate, sau oricum atingerea unui nivel tehnic mai înalt. Nu o să insist foarte mult la capitolul, nu știu, hobby sau hai să începem să ne facem, să învățăm un sport. O să mă mut în zona, să-i spunem, mai pro.
Și aici mă refer la două categorii. Prima din acestea este chiar categoria instructorilor. Din nefericire, în România nu avem programe de perfecționare a instructorilor, dar pe de altă parte avem anumiți instructori care și-au făcut experiență multă pe afară, au învățat de la cei mai buni, după care au venit acasă și au încercat unii dintre ei să mobilizeze alți instructori, colegi cu ei, prieteni. Haideți mă să vă transmitem și vouă, să vă spunem ce am mai aflat noi, ba din Franța, ba din Austria, din Statele Unite, din Japonia, de pe unde au mai fost respectivi. Și ce să vezi? M-aș fi așteptat în primă fază ca acești oameni să zică, da, sigur, hai, ne rupem 2, 3, 5 ore într-o zi și hai să vedem ce a învățat Gogu, prietenul nostru, care tocmai a venit, nu știu, din Statele Unite sau din Whistler, unde a petrecut câteva sezoane. Ei, din contră, reacția a fost, bă, nu pot, că chiar dacă e la începutul decembrie, uite, fix în ziua aia am eu 3 ore de snowboard plătite și nu pot să pierd banii aia, sau, dar bine, bă, că le știi tu pe toate. O atitudine care nu ajută pe nimeni. De ce? Aceste clinici, aceste, să spunem, întâlniri între prieteni instructori, conduse poate de unul sau doi care au această experiență în plus, ajută pe toată lumea. De ce? Se face un schimb de experiență, un schimb de informații dintr-o parte în cealaltă. Nu spune nimeni că cei care au făcut afară treabă au învățat-o mai bine decât cei de aici. Dar cert este că sigur au învățat mai multe informații. În urmare, acea informație trebuie să ajungă și aici. Pentru că asta ajută atât dezvoltarea instructorului ca instructor, ca pedagog, cât și dezvoltarea tehnică a riderului care este instructor. Face bine pentru sine, practic. Cât timp aceste lucruri nu se întâmplă și nu reușim să adunăm nici măcar o gașcă de 5-7 oameni care să facă acest lucru, evident, nu ne putem aștepta la miracole. Atât cât vine vorba de relația instructor-elev, nu putem să ne așteptăm ca acel elev să ajungă într-adevăr să facă, nu știu, minuni în mai puțin de 2 ore sau să ajungă la performanță într-un sezon, dar nu ne putem aștepta nici de la instructorul respectiv să își depășească condiția. Intervine plafonarea. Ați mai auzit că au spus și antevorbitorii mei de același lucru. Ne plafonăm, repetând aceleași lucruri în continuu și neregistrând lucruri noi, ajungem să batem apa în piuă și să nu mai rezolvăm nimic. Ei bine, și acum am mut într-o zonă sensibilă, de la instructorii de pârtie, să zic, instructori care sunt la dispoziția tuturor pentru a învăța primii pași, la instructorii care sunt deja specializați, freestyle și freeride. Aici mă refer în mod deosebit la sporturile pe care le cunosc, respectiv snowboarding și freeski. Ei, de-a lungul anilor, aici în România am întâlnit N cazuri de oameni care au o pasiune adevărată pentru aceste sporturi. Au ajuns instructori, bravo lor, felicitări. Dar la un moment dat, uitându-te la nivelul tehnic al respectivului om și la ceea ce încerca să le predea celor din jur, era o diferență de la cer la pământ. Omul avea toată voința să predea, să le explice, nu știu, unora dintr-un grup, ce înseamnă freeriding-ul, cum să începe o linie pe o față de 45 de grade, sau mă știu eu, în funcție de condiții. Ei bine, pasiunea pe care noi, instructori, și mă bag și pe mine în aceeași găleată, pasiunea pe care noi o avem, fie pentru freestyle sau pentru freeride, aia nu înseamnă că avem și experiența. Nu înseamnă că dacă am urmărit câteva filme pe YouTube și am fost la 2 cursuri de avalanșă, chiar dacă unul din ele a fost semnat de Adi Vălean, aia nu înseamnă că avem tehnica în picioare, că avem experiența datului pe munte, acolo, în acel punct, din care noi să transmitem mai departe. Și din nefericire am ajuns să fiu martor la cazuri de genul un instructor, nici nu mai contează sportul, un sport de iarnă, care era atât de ferm convins că el poate să predea freeriding în Big Mountain, deci pe un munte care era undeva la 3000 de metri avea vârful și cu fețe destul de abrupte, în condițiile în care el nu se putea da în condiții de siguranță. El aici poate era ferm convins că da, poate să facă acel lucru. Pe de altă parte, realitatea din teren îl bătea. Problema nu a fost neapărat, ok, nu s-a întâmplat nimic atunci. Ăsta a fost marele noroc. Unul din elevi săracu a ieșit un pic ciufulit, speriat, dar nu s-a întâmplat nicio accidentare. Problema a survenit ulterior când, în momentul în care s-a transmis mesajul respectivului instructor, omul s-a supărat cum că avea cineva ceva cu el. Nu se rezumă la asta. Ideea este să nu ne băgăm acolo unde nu avem experiență, transmițând informații eronate de foarte multe ori sau transmițând niște detalii pe care respectivul elev sau respectivul grup le va percepe într-un fel mult prea easy, un fel de
Lasă, frate, că merge și așa. Ce încerc să spun? Încerc cumva să responsabilizez tagma instructorilor, dar și pe cea a elevilor. În momentul în care chiar vreți să faceți ceva, elevi, apelați la instructori și instructori. Și voi aveți nevoie la rândul lor, la rândul vostru, de instructori și de formatori. Așadar, în momentul în care auziți pe cineva că a venit de afară, fiți curioși întotdeauna și întrebați-l ce ai învățat. Ce a mai apărut nou? Și credeți-mă pe cuvânt și chestia asta, cred că vă pot confirma mai mult chiar și Andrei Damian, care este instructor de kiteboarding, Dan Marcu, instructor și de kite și de snowboard. În fiecare an apar tehnici noi, atât de riding cât și de predare. În fiecare an aceste sporturi devin mai bune, astfel încât este de datoria noastră, instructori, să aflăm din ce, să căutăm cât mai multe informații, să le pasăm cât mai bine către cei cu care lucrăm și mai ales având un singur lucru în cap. De noi, instructori, depinde siguranța lor, viața lor și viitorul lor. Nu vă permiteți ca în cazul unei informații prost transmise sau informații total eronate transmise să se întâmple un accident, un deces sau mai știu eu ce. Cam asta am vrut eu să zic, că ăsta a fost momentul de responsabilizare, instructor și tagmă de rider. Dacă aveți întrebări? Este valabilă și pentru ghizi, de altfel. Da, ai pomenit de freestyle cu instructajul și așa. Eram curios dacă la nivel internațional există o chestie așa organizată pe niveluri, pe așa, și dacă da, cum s-ar putea implementa în România? Și asta e o discuție lungă. Există un sistem de predare în freestyle. Eu am făcut cunoștință cu sistemul american, unde evident există un leveling, există mai multe leveluri de predare, de la basic freestyle până la advanced freestyle. Culmea este că atunci când am făcut eu cunoștință cu acest sistem, undeva în 2005-2006, exista doar un level în care spunea, ok, la basic freestyle intră tricurile astea, după care pe măsură ce creștea nivelul, evident, creștea și dificultatea tricurilor. Undeva în 2007, americanii au venit cu expresia spin your age, rotește-ți vârsta pe care o ai. Asta pentru că doar așa se poate face performanță. În acel moment, leveling-ul respectiv a ajuns să depindă strict de această expresie, în mod deosebit la capitolul spin-uri, rotații, adică nu mai există copil, vă garantez asta, care să vrea să facă freestyle în Statele Unite, sau mă rog, America de Nord, Asia de Sud-Est, acolo unde e performanță mare, și chiar și în Europa, copil de 7 ani care să nu învârtă un 720. Nu există. Sau un copil de 10 ani care să nu învârtă un 1080. E, la noi s-a ajuns la performanțe de cai bătrân ca mine, care încă li se taie maioneza când învârt un Switch 3. Așadar, da, leveling-ul e greu de implementat la noi. Asta e problema, pentru că la noi aici, cumva, toate au fost făcute rețetă proprie. Au încercat ai noștri să reinventeze roata. Acum, cred că depinde doar de legătura pe care o formează instructorii între ei și pe care o mențin, astfel încât să pice de acord că ăsta este sistemul, ăsta este leveling-ul și asta ar trebui să fie predat. Din nefericire, mi s-a terminat timpul, sper să mi-a făcut semn din spate că asta a fost. Vă mulțumesc. Alte întrebări? După ce mă eliberez de aici, stăm de vorbă despre tot aspectul ăsta. Matei, repede, dar repede. Da, eu nu. Vreau doar să întreb dacă chiar există în România la momentul actual vreun fel de curs de antrenoriat pentru freestyle legit. Din câte cunosc, nu. Nu există așa ceva. Chiar și cursul de formare de instructor este un curs, cum să zic eu, pe mine mă iau lacrimile când mă gândesc la ce conține respectivul curs și mai departe nu mă duc. S-ar putea să reușim împreună cu noi din RideTribe și cu voi, să putem să punem la punct un astfel de sistem pe care după aceea să-l implementeze fiecare instructor. Okay. Mulțumesc! Bun, pe următorul invitat îl cunosc de aproape 20 de ani. De când l-am cunoscut, am remarcat un lucru, anume că pasiunea pentru snowboarding depășea absolut orice altceva în viața lui. Și-a abandonat până și cariera de inginer programator, s-a concentrat fix pe această pasiune, iar ceva ani mai târziu devenea instructor de snowboarding, organizator de tabere și evenimente, ba chiar antrenor al lotului paralimpic român. El este Dan Marcu, cofondator Fresh Meat, despre importanța progresiei și pașii de urmat în drumul riderilor de la pârtie la snowpark sau în backcountry. Mersi, Bobby! Am văzut că se stă jos așa cum se stau și jos aici.
Da, nu prea vorbesc în public, am un pic de emoții, deși sunt foarte multe fețe cunoscute aici, în sală. Ceea ce e mișto, pentru că înseamnă că suntem o comunitate faină și unită. Și o să vă vorbesc eu un pic despre progresia asta de amatori, să zicem. Eu prin proiectul ăsta am încercat să fac două lucruri. Să construiesc o comunitate pentru cei care abia învață, cei care vor să progreseze, cei care vor să se distreze pe munte cu adevărat și să mă dau eu cât mai mult la munte. De aici a început totul. Bun. La noi în țară este o problemă care acum e din ce în ce mai rar întâlnită, dar a fost la început, mai ales că am făcut noi prima tabără în 2008, și anume că nu exista încredere în instructori. Și noi a trebuit să educăm oamenii că au nevoie, indiferent de ce nivel au, să apeleze la un instructor. Fie că dacă două, trei viraje, ca să stai pe cant, trebuie să apelezi la un instructor, nu să înveți tu de pe internet sau să te înveți un prieten, cum spunea și Bobby. Și după peste 10 ani de tabere, ca să zic așa, cred că am ajuns acolo. Am ajuns să construim o comunitate, am ajuns să facem oamenii să vadă că e fain să vii într-un eveniment organizat, într-o tabără, fie că ești nivel 0, fie că ești un pic mai avansat sau chiar foarte avansat. Cum zicea și Bobby, la noi nu sunt foarte mulți instructori care să predea, dar cred că în echipa noastră am avut de-a lungul timpului oameni care s-au descurcat foarte bine și pe partea de freestyle și pe partea de freeride, care sunt și pe aici prin țară, inclusiv Bobby, inclusiv Tuții. Bun. Mi-am notat aici niște idei. Scoate-le cu încredere, nu se supără nimeni, repet, nu suntem speaker profesioniști, nu avem TEDx în spate. Două secunde. Și mie mi se învârteau toate ideile în cap, nu știam cum să scot mai multe propoziții în același timp. Așa. Bun. După ce am făcut primele tabere, am început să încercăm să creștem nivelul. Și cum crești nivelul unui sport? Te dai cât mai mult și cel mai important lucru este să te dai cu oameni care se dau mai bine decât tine. Noi prin toate taberele care le-am făcut am construit găști de oameni care au rămas prieteni și aici pe munte, am construit legături și am arătat că există tot timpul ceva de învățat. Și aici vreau să insist foarte mult pe chestia asta. Foarte important, cum zicea și Bobby mai devreme, să nu ne plafonăm. Pentru că tot timpul ai ceva de învățat de la oricine, chiar și de la unul care îți pune o întrebare, care e sub nivelul tău, dar îți pune o întrebare care te face să te gândești, să zici, bă, da, uite, are dreptate, asta nu am gândit. Așa. Deci nu înseamnă neapărat că instructorul le știe pe toate. Nu le știe pe toate, așa este, că tot timpul în viață înveți, adică cred că asta este cel mai important, să rămâi cu mintea deschisă, să înveți. Un lucru la care țin foarte mult este o ordine prin care încercăm noi să prezentăm sportul ăsta pe care îl iubim cu toții, și anume snowboarding-ul. Valabil și la freeski. Exact, așa. Noi avem sintagma asta, safety, fun and learning. Dar trebuie să ne menținem în siguranță, să ne asigurăm că avem un confort și că tot ce învățăm se poate învăța în siguranță. Să ne distrăm, că dacă nu ne distrăm, nu o să învățăm nimic și abia după aceea să ne focusăm pe învățat. Până acum, cred că a mers foarte bine. Prin sală pe aici văd oameni care am lucrat, care am colaborat, oameni care au fost la noi la tabere și lucrul ăsta chiar mă bucură. Nu știu ce să mai zic acum, o secundă. V-am zis, nu prea vorbesc în public, nu prea îmi place să vorbesc în public și nu-mi place nici să mă afișez așa, sunt mai timid. Adică nu îi place să vorbească în fața unui public atât de numeros deodată, gândiți-vă, predă și lecții de grup, adică nu se intimidează chiar așa de ușor. Exact. Da. O problemă pe care am observat-o în ultima vreme este cea a instructorilor, de care spunea și Bobby. Pentru că la noi toată lumea care are o patalama zice, a, gata, zice de snowboard, știu să predau, câți elevi ai, 10, fac cu 10, n-am nicio problemă. Ei, nu e chiar așa. Aici trebuie insistat, trebuie făcute niște workshop-uri, niște training-uri, ca oamenii să învețe să predea la mai mulți elevi, să își facă și ei orele cât mai ușoare pentru ei. Că nu te duci să stai acolo cu 10 oameni în frig, vezi ce este și după aceea dacă au învățat bine, dacă nu au învățat, iarăși bine. Totul trebuie să fie
confortabil și safe și pentru instructori, care au o super mare responsabilitate, cât și pentru elevi. La noi, cu zăpada care e în ultima vreme, e din ce în ce mai greu, pentru că, na, știți cu toții condițiile, ba avem gheață o săptămână, ba zăpadă proaspătă, ba pleașcă, ba nu e zăpadă deloc, cum a fost anul trecut, de ne-am dat abia la sfârșit de sezon. Da. Marcus, spune-ne puțin, și îmi cer scuze că te întreb așa brutal, spune-ne puțin dacă, să spunem, taberele de progresie, progression camps sau orele de progresie, sunt doar niște cârlige de marketing sau ele chiar, chiar oferă ceva în plus? Pentru că de foarte, foarte mulți am auzit, aici, mă duc acolo, de ce mai au zis ei că, băi, e tabără de avansați? Că practic e același bip. Desigur că oferă ceva în plus. De ce oferă ceva în plus? Pentru că mulți intră în sportul ăsta, ajung la un nivel și după aia cred, a, gata, eu pot să fac orice, mă uit la un clip pe YouTube și gata, mă duc, mă arunc pe kicker sau intru prin pădure sau mă duc pe zăpadă de un metru și mă descurc. Ei, nu e chiar așa. Ce lipsește din online este o bază. O bază pe care poți să o faci numai cu un instructor. Și cu cât ai baza aia mult mai bine stabilită, cu atât progresia ta va fi mult, mult mai ușoară. Deci sunt pe bune taberele de progresie, adică orele de progresie, nu sunt doar niște hucuri de marketing. Da, în principiu, pe marketing nu am făcut reclamă la ceva ce nu putem să pretăm sau să dăm elevilor noștri. Ok. În ceea ce privește progresia și aici, sunt foarte multe lucruri de spus. Aceasta se face evident alături fie de instructor, fie într-o tabără a celor de la Freshmeet sau altora care oferă un astfel de serviciu. Din nou, discuția este extinsă. Dacă aveți întrebări pentru Marcu în ceea ce privește, nu știu, taberele, evoluțiile elevilor și de ce nu ale instructorilor? Uite-l. Salut. O întrebare scurtă. Avem ceva copii tineri care vin din spate, ceva de perspectivă să ne... Eu știu, există? Ceva bun. Sunt copii care vin din spate, însă ne lovim de următoarea situație. Dacă nu există un buget pe care să-l suporte părinții, ca să poată să-i trimită afară la niște tabere mai avansate, la noi se vor plafona. Pentru că aici poți să construiești niște elemente până la un anumit punct, aici ai zăpadă până la un anumit punct, aici ai instructori până la un anumit punct și dacă chiar vrei să faci performanță în sportul ăsta, trebuie să investești. Și investești în mult timp pe pârtie, pe zăpadă, în snowpark și cu oameni care la noi în țară, din păcate, lipsesc sau sunt extrem de puțini. Și atunci trebuie să ieși afară. De multe ori am observat la copii că o fac de fan și sunt puțini cei care chiar merg mai departe. Dar chiar și noi avem aici în sală pe Matei, care a progresat foarte mult, foarte repede, care a fost și pe afară la concursuri. Există. Doar că la noi totul e mai lent, din păcate. Mai lent și există și o altă problemă pe care am remarcat-o împreună de mai multe ori. Un trick aterizat odată din 10 încercări nu înseamnă absolut nimic. Mie îmi place să spun că un trick a fost înregistrat, e dialed în momentul în care iese de 11 ori din 10 încercări. Ei bine, la noi de foarte multe ori se întâmplă și cred că toți cei care ați fost iarna la evenimente, la concursuri de profil, ați văzut nenumărate cazuri de rider care se aruncau, ei știu ce făceau în aer, noi nu ne-am prins, rugându-se probabil, bă, numai pe placă sau pe schiuri să ajung, după aia mai vedem noi. Și noi uitam, ok, ai supraviețuit, ai ajuns pe talpă, dar a doua oară îl mai dai. Dacă nu-l mai dai nici măcar a doua oară, nu se pune. O altă problemă care e legată de progresie, multor le-a intrat în cap, dacă l-am pus odată, gata, e al meu. Da, corect. Și o lecție pe care am învățat de la Cheza acum mulți ani, dacă nu-ți ies, cum zicea și Bobby, 10 din 10, nu ai învățat tricul. Și poate să-ți iasă 10 din 10 în anumite condiții, dar în alte condiții să nu-ți mai iasă. Așa că un tric îl știe când îți iese 10 din 10 în orice condiții. Și asta e valabil la orice exercițiu, în orice sport. Adică ori îl faci de fiecare dată, ori dacă nu, înseamnă că mai trebuie să-l înveți. O să revin un pic acum pe încheiere. Mai am timp? 2-3 minute? Ok, bun, repede așa. 1. Insist,
din nou, nu vă plafonați. Mergeți și dați-vă cu oameni care sunt mai buni decât voi, întrebați-i, explorați, fiți curioși, dar asumați-vă foarte mult și partea de safety. Adică ninge la Transalpina și n-am fost niciodată prin pădure în zăpadă de un metru, nu trebuie să mă bag eu din prima, unde am văzut că s-au dus încă 10 oameni. Pe afară există sunt indicatoare din loc în loc care spun do not follow the lines, pentru că s-ar putea să mergi pe urmă a unui pro-rider și să te trezești să fici de pe o stâncă de 10-20 de metri. E, chestia asta la noi încă nu se respectă și chiar, deși pare tot un mega safe la noi, pentru că nu avem atât de multe incidente, avalanșe sunt și pericole sunt peste tot, dar având puține incidente, lumea merge pe oriunde îi tăie capul și nesupravegheați și fără o bază foarte bine construită. Noi ne luptăm cu chestia asta și încercăm să facem fix lucrul ăsta, măcar cei care vin la noi să plece cu o bază foarte, foarte bine consolidată, ca mai departe să poată să progreseze mai ușor, să simtă bine, că sportul ăsta nu trebuie să fie un chin. Adică orice sport pe care îl practici să fie fun. Dacă nu e fun și nu faci performanță, îl faci degeaba. Trebuie să fie să te elibereze, să te bucuri, să stai acolo pe munte cu prietenii, să te distrezi. Să... Și ultima completare, de fapt o completare sub formă unui apel. Ei bătrâni, de câte ori, mă rog, bătrâni, experimentați să spunem, de câte ori veți fi întrebat de un tânăr, întrebați de un tânăr, oricine ar fi respectivul, băiatul, cum dai tricul ăla? Cum răspundeți la întrebare? Nu-l trimiteți pe tânăr la plimbare, pentru că dacă el e trimis la plimbare, se întâmplă două lucruri. Unu, tocmai s-ar putea, fără să fi vrut, să fi pus viața în pericol, nespunându-i ceva, și doi, acel copil va fi în total altă sferă, nu se va simți integrat în comunitatea pe care, la care toți ținem. Așadar, când tinerii întreabă, noi ăștia mai în vârstă, mai experimentați, ar trebui să răspundem. Mulțumim, Dan Marcu! Mulțumesc eu! Prieteni, dacă până acum am avut cât un singur vorbitor pe scenă, în cele ce urmează vom avea parte de un cuplu. Un cuplu care respiră și se hrănește cu kitesurfing. Acum 4 ani deschideau un kitespot și o școală de kite, cărora cei drept nu mulți le dădeau vreo șansă. Eforturile și determinarea lor a făcut ca acest spot să devină practic cel mai căutat de pe litoralul românesc. Ea este șerifă pe PR și la marketing, iar el este, cu acordul ei, bineînțeles, tartor-șef, instructor și capitan de spot. Amândoi sunt nelipsiți de pe podiumurile concursurilor de profil în ultimii 3 ani. Aceștia sunt, în aplauzele voastre, Irina și Andrei Damian. Subiectul lor este importanța școlilor și a nivelului profesionist al acestora, plus relevanța sesiunilor și taberelor de progresie. 6 ani! M-am uitat pe Facebook, asta am găsit, îmi cer scuze. Hello! Salutare! Bună ziua tuturor! Vorbește direct la microfon. Gata, că am luat și eu. Nu, e ok, ce? Stai că merge. Trebuie să apăsăm un pic. Ăla-i bun? Hello? Ăla-i bun? Bun. Gata, s-a aranjat. Hello, salutare. Salutare. O rectificare. Am început acum 6 ani. Nicio problemă. Sorry. Vrem să vă povestim un pic despre ce am realizat până în prezent și ce ne-am propus pe viitor și ce probleme am identificat pe parcurs. Da, în primul rând este o piață încă neexplorată în kitesurfing în România. Am intrat în acest sport copil fiind, nu mi-am permis să îmi cumpăr echipamente, iar abia în 2015 am reușit să mi-au primul echipament și în acel moment viața mea s-a schimbat și mi-am dedicat cumva toată viața acestui sport. Am renunțat la jobul în IT și am zis I'm all in kitesurfing. România nu era obișnuită inițial cu condiții, cum să spun, propice pentru acest sport, pentru că nu este o destinație cu vânt constant, cum se întâmplă în străinătate, în alte destinații. Și, prin urmare, lumea nu era obișnuită să aibă un loc unde să se ducă efectiv să practice acest sport, unde să aibă loc de schimbat, loc de lăsat echipamente, de depozitat, unde să aibă și școală, și zonă de lounge sau alte astfel de servicii.
și prin urmare noi ne-am dorit să aducem ce am văzut noi afară la noi în țară. Da, practic am făcut un spot de kite, am încercat să ridicăm puțin nivelul și să oferim clienților, instructorilor și prietenilor noștri un loc în care să se poată da, să poată preda, să se simtă safe. Ce am văzut și noi în afară, am încercat să aducem la noi și să creăm practic o comunitate și o legătură între actualii rechini ai sportului românesc în kitesurfing, pentru că așa s-au menționat, sau așa s-au auto-intitulat în momentul în care m-am apucat eu. Nu este democrație în kitesurfing, la fel cum nu este și în alte sporturi, așa mi s-a spus. Și nu prea e ce căuta, din păcate, în acest sport. Dar, na, acele persoane nu prea le-am mai văzut în actuala... Na. De la o comunitate, cred că de 30, 40, poate 50 de persoane, am ajuns în prezent la peste 3.000 de oameni, da, care se înmulțesc în momentul în care avem evenimente. Și am observat anul ăsta cu ocazia We Go Big Air Contest pe care l-am susținut, că toată comunitatea s-a adunat și s-a aliniat pentru susținerea unei singure cauze, organizarea celui mai mare concurs din Europa de Sud-Est. Vorbim la un pic mai târziu despre. Acum ce vreau să vă întreb, care au fost provocările pe care le-ați întâmpinat? Hai să zicem top 3, că știu că au fost multe, adică nu degeaba Albit, Andrei, grupa mare. Care au fost principalele provocări pe care le-ați întâmpinat în momentul în care ați deschis școala și ați vrut practic să lansați nu un nou concept, cât unul mult mai dezvoltat și mai dat la pilă? De ce v-ați lovit? Atât din punct de vedere, nu știu, poate al formării echipei sau organizării spotului, cât mai ales al percepției din partea comunității și a rechinilor. Da, din partea organizării spotului a mers destul de bine, deoarece am avut o echipă foarte faină de la început, mulți oameni faini, tineri și care ne-au susținut și ne-au ajutat. Sunt mulți aici în sală, chiar Fiș, Radu, Fericire și mulți alții prietenii mei apropiați, care pur și simplu ne-au susținut și ne-au ajutat. La fel și Ownerul de plajă, unde am deschis spotul de kite. Care și el este kitesurfer la Ownerul. Exact. Din păcate, autoritățile locale nu ne ajută, adică nu ne-au ajutat deoarece sportul acesta în continuare nu există în România, nu este o ramură, nu există o certificare românească. Nu este recunoscut, practic. Nu este recunoscut, în primul rând, în România. Drept urmare, este destul de dificil să-ți achiziționezi, să zic, un lot de plajă unde să faci o școală de kite, deoarece te costă cel puțin 20.000 de euro să aștepți vântul, practic. Na, automat este dificil. Bazele nautice nu mai sunt un concept din anii 2000, de când 2005-2008, când Radu Mazăre, cum bine știți, a încercat să creeze niște baze nautice pe litoral românesc, dar imediat cum a fost dat jos, toate au fost închise. Legal vorbind, este dificil. A doua problemă ar fi awareness-ul pentru public. Sunt foarte mulți oameni care nu știu ce înseamnă kitesurfing, ce e cu sportul ăsta, ce pericol implică. Au fost situații în care, nu știu, un practicant vrea să meargă cu zmeu pe plajă și a venit un turist și a apucat bara de kite cu mâna și a tras de ea. Ce se întâmplă în acest moment? Practicantul zboară. Zboară direct în... Kitesurfing poate deveni un sport foarte periculos dacă nu urmezi un curs, să spunem. Se poate ajunge la Marele Manitou mai repede cât prevede legea. Exact. Cu ajutorul unui kite poți trage și un tir, poți să-l muzi într-o parte în alta, de exemplu. Automat au fost oameni care au zburat în pietre, în șezlonguri, în baruri, pe stradă. În mod normal, dacă practici conform regulilor, nu este absolut nicio problemă, dar sunt oameni care nu practică și nu cunosc aceste informații și cred că ăsta ar fi unul din cele mai importante lucruri pe care am putea să le facem pe viitor, să încercăm să educăm și populația care nu practică, ca să ne fie și nouă mai bine și lor, pentru că îi putem pune și pe ei în pericol și pe noi. Absolut. Cum s-a dat capitolul instructor? Deoarece sportul acesta, nefiind recunoscut în România, evident că nu există nici cursuri de profil, așa, drept urmare, ce ar trebui să facă un kiteboarder care vrea să devină instructor, dar, cum să zic eu, deja ați văzut și voi, am văzut și eu, dacă nu am experiența voastră, de niște unii i-am găsit pe acolo, pe Mal de Mare, știau să facă și ei un pic un zigzag cu două, trei linii cu kite-ul și brusc, hai că predau eu. Cum, care e situația la noi? Știi cum stăm la snowboarding și ski? Exact. E asemănător ca și în snowboarding și skiing. Totuși măcar ați recunoscut de români, adică avem ceva. Imediat ai învățat să faci niște linuțe stânga-dreapta și deja unii se consideră instructori. Nu, greșit. Este, chiar dacă și eu am făcut treaba asta la început, poate nu chiar la nivelul de liniuțe, după ce am întrebat niște oameni și prietenii apropiați care ne-au explicat cum să predăm, deoarece sportul nefiind acreditat, au fost foarte puțini instructori acreditați în afară.
care mai departe ne-au învățat. În 2018 am organizat un curs de instructori pe plaja noastră. ICO. Un curs ICO, International Kiteboarding Organization, au trimis un instructor acreditat să ne acrediteze și pe noi. La cursul respectiv, cred că am fost vreo 8 români, unde am învățat și noi mai departe să predăm și să explicăm oamenilor și elevilor partea de safety mult mai în detaliu față de ce știam noi. Da, în continuare, România, cred că sunt mai mulți instructori neacreditați decât acreditați. Nu asta ar fi o problemă, să spunem, pentru că nu are cine să facă asta, dar acei instructori nu știu să predea, aceea este cea mai mare problemă și consideră că știu și de aceea au fost și câteva un deces chiar anul trecut. Până la urmă, calitatea predatului nu constă într-o hârtie, dar pe de altă parte, acea hârtie, modalitatea prin care ajungi să o dobândești, poate să-ți ofere ție ca instructor niște cunoștințe pe care nu ai altfel cum să le preiei. Absolut. Există în acest moment demersuri sau măcar intenția de a porni niște demersuri pentru recunoașterea kiteboarding-ului în România? N-aș vrea să detaliez foarte mult acest subiect, deoarece în momentul de față kitesurfing-ul a fost tras sub Federația Română de Yachting, iar în momentul în care am mers acolo să întrebăm bună ziua cine sunteți, am fost dați afară. Bună ziua, la revedere! V-ați trebuit de legin și asta de orice. Există un buget în spate alocat de statul român și se pare că și pentru kitesurfing, dar cam toți care am fost acolo să întrebăm bună ziua, dar cine se ocupă de kitesurfing, am fost trimiși afară. Bun. Asta înseamnă că s-ar putea să trebuiască să veniți cu o soluție fie de a scoate kiteboarding-ul de acolo, fie de a înființa mai întâi o asociație, clubul ulterior, o federație separată. Ce ne puteți spune, Irina și Andrei, despre taberele de progresie, despre care știu că le faceți și faceți niște tabere foarte mișto, undeva niște locuri foarte faine. Care a fost efectul primar pe care l-ați obținut în urma acestor tabere, din punct de vedere al ratingului și evident al elevilor voștri? Eu am realizat la un moment dat o chestie. Sunt mulți practicanți, dar la un moment dat se plafonează. Și am stat și m-am gândit inclusiv la mine ca rider, de ce facem chestia asta? Sunt preconcepțiile pe care le avem și spiritul de autoconservare care ne pune niște frâne, care sunt, din punctul meu de vedere, strict mentale, pentru că trântele în apă nu sunt dureroase. Sunt atât de dureroase. Câteodată pot fi, dar nu la nivelul de intermediar. Și am zis, băi, trebuie cumva să-i facem pe oamenii ăștia să înțeleagă că dacă dau cu ei de apă nu o să fie așa grav. Și că satisfacția pe care ai este genială. Sau dacă încep să pună întrebări, de aceea intervin instructorii și actualii rider care se dau spre mai bine. Suntem noi întotdeauna am fost deschiși să învățăm și să le explicăm celor tineri aici în sală fiind, cum să se dea mai bine și cum să evolueze. Acum trebuie să mai vină și ei să întrebe. Ceea ce, ca și în alte sporturi, este aici intervine puțin egoismul și... De ce să întreb eu? Nu, asta trebuie schimbat, din păcate, ca în orice sport trebuie schimbat asta. Trebuie să lași prin capul jos și te duci să te întrebi, să-l întrebi pe cineva. Dar nici măcar nu e vorba de lăsat capul jos, este vorba de o curiozitate sănătoasă, o curiozitate care te va face să avansezi, te va ține în siguranță. Cumva suntem obligați, atât ca elevi, cât și ca instructori, să întrebăm tot timpul, să ne satisfacem acea curiozitate, chiar dacă la un moment dat zici... lasă, că poate mă pic rușine, dar poate nu mă bag în seamă. Lasă că mă prind eu de cum e treaba. Da, nu, oameni buni, întrebați totdeauna. Da, m-am exprimat eu greșit, nu să lași capul jos și să mai reduci puțin din ego. Hai să întrebăm, cu toții învățăm. Dacă suntem 10 oameni care ne dăm cu kite-ul într-un loc și tot și povestim despre asta, clar, când vom pleca de acolo vom fi mai buni. Nu. E ca la școală, Bobi, ți-e frică să-l întrebi o vecincă dacă nu-ți dă, și dacă îl întrebi să nu întrebi prostii, știi? Exact, și aici, în sporturile astea nu prea merge cu copiatul, adică ok, monkey see, monkey do, până la un punct, mai ales la kiteboarding, unde și eu mi-am prins urechile, băi, acolo nu mai merge să te uiți cum te uiți la snowboarding sau la ski, mai prins tu de o flexie, de o extensie, de o presiune, la kiteboarding nu vezi tu mișcarea mică din deget la bară, o presiune, o tensiune, evident n-ai cum să te prinzi. Oameni faini, dacă aveți întrebări pentru Irina și Andrei, evident, la capitolul pe care tocmai l-au prezentat. Dar vină tu mai aproape de mine. Hai că vine aici, ca să mă întindem firul. Poți să fii aici, că și tu ești din comunitatea de care și v-ați realizat foarte multe lucruri. V-ați gândit vreodată să începeți o campanie de awareness legat de treaba asta cu monitorii? Cu instructorii de kite? Adică la modul, băi, totuși ok, predat, dar hai să faci un curs până la urmă, că noi acolo... La kite, cel puțin, îți asum mult mai multă responsabilitate de față de viața omului decât la orice alt sport. Că știți și voi, e foarte simplu să o dai de gard la propriu. Da, am încercat să facem treaba asta și tot am întrebat, chiar în această toamnă am încercat să organizăm încă un concurs de
calificare în AICO? Nu, răspunsul este simplu. Las că merge și așa. Din păcate, las că merge și așa. Am reușit să strângem 4 oameni. Și atunci, din partea comunității, nu știu, măcar o campanie gen la modul întreabă și tu cu cine faci cursul. Acolo apare hate-ul, din păcate. Dacă întreb și zici, bă, vezi că l-ai neacreditat, nu e vorba, oricum nu e neapărat vorba de acreditare aici, e vorba de calitatea cursului pe care o primești, deoarece cunosc instructori care nu sunt acreditați și predau foarte bine, dar în același timp cunosc și instructori acreditați care nu știu să predea. Dar mai rar se întâmplă ca să fim, deoarece acolo totuși, la finalul cursului, ai văzut și tu, au fost destul de serioși băieții și nu ne-au lăsat să trecem peste el. Da, corect, toate, da. Dacă mai sunt întrebări din public, să verific și Facebook, să nu cumva să ignor pe cineva de pe online. Se pare că nu. Bun. Păi aplauze pentru Irina și Andrei Damian. De acum încolo să intrăm în sfera organizatori, artiști, jucători pe scena extremului românesc. Și acum dacă voi vă așteptați ca eu să introduc altă pereche de vorbitori, ei bine, nu, îi avem tot pe Irina și pe Andrei Damian, dar la un alt subiect, respectiv Bigger Contest 2023. Eu am văzut acest eveniment la propriu un nou standard în organizarea competițiilor de kitesurfing și de ce nu competițiilor în general aici în România, alte standarde. Spuneți-ne, povestiți-ne despre Bigger Contest. A fost o chestie ireală ce ați reușit să faceți. De ce? Pe scurt, concursul a fost anunțat cam cu o lună înainte. Evident, toată lumea se baza pe prognoză, ca în kiteboarding, iar totul a fost pus la cap la cap în 3 zile? 4 zile. În 4 zile. Și a ieșit ceva incredibil. Eu, din păcate, am reușit să ajung. Am fost în online să urmăresc. Povestiți-ne despre Bigger Contest 2023 by WeGo. Să explic un pic de ce e complicat organizatul. Prognoza de vânt e imprevizibilă. Ne uităm pe meteo, pe wing-ul mai exact, da. Unde probabil și snowboardii sau cei care fac ski știu. Și putem ști cu exactitate prognoza cam pe o săptămână, dar cel mai cert cu câteva zile înainte. Prin urmare ne-am hotărât joi să facem concursul. Iar marți l-am... L-am anunțat. Deci, da. Pe repede înainte... Joi am anunțat concursul, marți a fost concursul. Ok, deci a trebuit în tot acest timp să facem absolut tot ce ține de organizarea unui concurs. Ceea ce a fost destul de dificil, deoarece nu am avut un reper. Singurul nostru reper a fost ce am văzut online, la alte concursuri, unde am mai fost și noi în public, să spunem, la concursul în Africa de Sud sau în alte părți. Și în momentul acela am zis, bă, ne dorim să facem un concurs ca în afară. Și pentru că avem tineri, avem sportivi pasionați, oamenii investesc în echipamente, echipamentele de care servim, poate știți, sunt destul de scumpe. Publicul momentan încă este plus 35, din păcate, plus 35, plus 40, deoarece e greu ca tânăr să-ți permiți să te apuci de acest. Să ai și financiar posibilitatea. Da. Drept urmare a fost challenge. Ne-am hotărât să aducem, pentru că și noi suntem rider și ne dorim să participăm la astfel de concursuri și din păcate sunt puține în țară, ne-am hotărât să aducem juriul de afară. Și da. În urmare am adus doi dintre cei mai mari și... O legendă a kitesurfing-ului, Ruben Lenten, un chiar inventator al unei ramuri a kitesurfing-ului, un olandez, super tare omul, iar un alt prieten al nostru, Baptiste Bordolo, rider francez în Grecia sau ceva de genul ăsta, rider sponsorizat, au venit să jurizeze acest concurs. Cred că a fost prima dată în România când au venit doi rideri în același timp, cu ajutorul sponsorilor noștri, deoarece fără ei nu am fi putut face acest lucru. Și iarăși o chestie foarte importantă, nu știu câți organizatori sunt aici de evenimente, încercați să alocați banii aia pe care îi primiți de la sponsori către evenimente. Asta în cazul în care sunt norocoși și primesc. Mă rog, norocoși, dacă au făcut ce trebuie. Din păcate, aș vrea să discutăm și despre chestia asta, deoarece sunt mulți organizatori în România de evenimente care primesc și nu livrează. Sau primesc și țin pentru ei. Dar mă rog, trecem peste asta, noi intrăm acum în chestiile astea, o să scoatem așa cum ne plănuim noi mai multă mizerie de sub preș ca să o înregistrăm și să știm ce să facem ca să nu mai ajungă acolo. Da, scopul este să creăm o comunitate și să fie totul exact. Mai fain. Adică despre asta e vorba și tinerii să vină să învețe și să creăm, facem niște concursuri și mai mari. De aceea noi la anul încercăm să ducem nivelul și mai sus, poate reușim să facem și o etapă mondială. Ceea ce este destul de dificil, deoarece vântul de la noi nu este atât
de bun cum ar fi în afară. Dar vedeam, poate facem pe snowkite. Sunt curios de mor. De câțiva ani vă tot văd pe amândoi și nu numai pe cei care se dau la voi la spot, pe podiumuri la concursuri. Ce a făcut de fapt diferența între concursurile care au avut loc până astăzi, mă rog, până la We Go Bigger Contest, care a fost diferența între acele evenimente și ce ați făcut voi? Prize pool-ul, am avut premii peste o valoare de 15.000 de euro, ceea ce pentru România este fabulos. Aproape la nivelul celor de afară, dacă nu chiar pe acolo. Da. Și al doilea rând a fost transmisiunea live. Da, am încercat să facem, am avut un streaming online, ceea ce ne-am hotărât chiar cu zi înainte. Care au fost mai multe, adică dacă bugetul am alocat pentru a face acest eveniment cât mai fain, asta este ideea. Live a avut peste 15.000, cred că, de vizualizări online. Și online, fiind într-o zi de marți. Și comunitatea Căcaitele, cum am spus, are 3.000 de practicanți. La noi am văzut, adică ce am urmărit pe stream, am văzut foarte mulți rideri acolo. Totuși, comunitatea în România, 3.000 de oameni, 15.000 de vizualizări, pentru că... Primăria Constanța și multe alte... Nu, dar cine v-a urmărit? Că sunt 3.000 de practicanți toți, că nu ar fi fost acum fiecare... Am avut și sprijinul primăriei de data asta, dacă vă vine să credeți, da? O entitate publică ne-a ajutat. Hai că vă întreb direct, v-a urmărit de afară? Și fără bile. Probabil, ne-a urmărit și de afară, deoarece după acest concurs am primit telefon din Cipru și din Turcia pentru organizarea... Să ajutăm să organizeze și în Turcia și în Cipru acest eveniment. Un eveniment asemănător, să spunem. Care a fost feedback-ul din partea celor doi pro-rideri care au venit să jurizeze? Și, mă rog, ei au fost singurii pro care au fost străini? Da. Ok, care a fost feedback-ul lor, având în vedere că ei, în mod cert, au mai făcut parte din brigăți de juriu la evenimente de talie internațională? Ceea ce privește nivelul, trebuie să fim realiști, nu suntem acolo. Nivelul tehnic e... Ceea ce privește concursul în sine, premiile și cum a fost organizat, citez, a fost cel mai mare concurs din Europa de Sud-Est. De asta ne-au spus ei, adică mi-a zis, bă, tu realizezi că nu a mai fost așa ceva în Europa de Est până acum? Mi-a zis, bă, habar n-am și m-am interesat, sincer, dar a fost fain. Adică... La kite, la concursurile de Big Air, ai posibilitatea să spui pe placă un dispozitiv sau pe telefon o aplicație și apoi bagi telefonul în neopren, care se registrează înălțimea săriturilor. Se poate sări mult, 36 de metri în aer, în care... La înălțimea poți face diverse tricuri. Această înălțime a fost afișată live pe transmisiune, adică știi fiecare rider cât au sărit și ce a făcut. Am avut doi comentatori senzație, Radu Gavrilă și Dodo Tud, care au făcut niște comentarii super mișto tot pe transmisiune și în felul ăsta chiar și cei care nu știau nimic despre kite au putut să înțeleagă ceva din concurs și să vadă niște chestii care... sunt fabuloase. Chestia asta am mai văzut o singură dată și s-a întâmplat la Harghita Mădăraș, la Battle on Snow, acum niște ani, nu mi-aduc aminte cât, Ștefane, poate mă ajuți tu, sau Dani, 6, 5, 6, mă rog, un număr de ani, dar acolo știu că s-a întâmplat prima dată cu live stream, cu scoring live și cu așa mai departe, după care următorii care au făcut ați fost voi. Cred că au mai fost și la Zumba, am impresia că Ioana Goncea a mai organizat ceva la un dat de Wake. Se prea poate chiar și a fost și la campionatul național de Wake de la Sibiu, la Sibiu Wake Trophy. Da, da. Da, s-a întâmplat chestia asta chiar vara asta. Da, da. Cine? Bun. Da, pentru kitesurfing nu s-a mai întâmplat ceea ce mă spun acum și mi s-a părut și încercăm să ducem asta și în surfing în România. Adică încercăm cumva să ridicăm nivelul și pe partea de surf. Gând la gând cu bucurie, asta era cumva următoarea mea întrebare. Ok, în kite ați făcut-o, despre surf o să vorbim ceva mai târziu cu un alt invitat, dar ce planuri aveți în zona de surfing pentru că voi activați și acolo? Da, de câțiva ani am reușit să deschidem și o școală de surfing pe plaja Modern, unde am colaborat foarte frumos cu Tibi Bălică și cu Surf Academy România, unde împreună am reușit să creștem această zonă și... Da, încercăm și în surfing să ridicăm puțin nivelul și să chemăm cât mai mulți tineri să se apuce și să testeze, să încerce, deoarece de când s-au mărit plajele în Constanța, s-au nisipat, nu știu dacă știți, s-au pus și niște diguri foarte mari și acum se pot forma valuri bune pentru surfing. Care ar fi mesajul vostru, din punct de vedere al organizatorilor acestui eveniment, către ceilalți organizatori, atât din sfera kiteboardingului, cât și din celorlalte sporturi, la modul ce le-ați propune, dacă ați sta la o vorbă cu ei, v-ați adunat la o masă, ce le-ați propune voi și de ce? Împreună putem fi mai puternici, asta e clar. Deci dacă
putem colabora și cu alte shop-uri și cu alți organizatori de evenimente, tabere și așa mai departe. Împreună, clar, putem face ceva mai fain și putem duce acest nivel la un alt nivel, la acest sport la un alt nivel. În momentul de față și în Kite Surfing s-au creat mai multe comunități în spatele organizatorilor sau a oamenilor care sunt în acest business. Nu așa funcționează, nu așa ții clienții aproape. În momentul în care le oferi clienților și alte variante și atunci începi să diferențiezi și să le explici și să le arăți demo days-uri cu echipamente, kite clinics între noi. Adică putem... Big Air-ului, concursului, am avut susținerea întregii comunități. H2O, Fresh Meat, H2O, Shop Extreme. Toți au fost alături de noi, ceea ce pentru noi a însemnat enorm, pentru că nu s-a mai văzut nicio urmă de nimic. Hate, absolut. Se schimbă și generația. Mă super bucur că începe să se schimbă treaba. Ceea ce a fost extraordinar și pe care să le mulțumim. Conform hashtag-ului RTR, Unite and Improve. Aplauze, vă rog, pentru Irina și Andrei Damian. Dacă aveți întrebări legate de Bigger Contest, de organizarea de evenimente sau orice altceva, acu-i momentul să vedem românii în urmă când bătea lumina în ochi. Hai încă o dată aplauze pentru Irina și Andrei Damian. Bravo! Că trebuie să scap de microfon acum, o? Bun, rămânem în sfera evenimentelor, dar ne mutăm la altitudine, ne mutăm către polul nord de România. Concursul despre care vom auzi detalii, de fapt evenimentul, și nu o să vorbim doar despre eveniment, ci de mai multe chestii din culise. Acest eveniment a trecut deja de Borna cu numărul 10, din câte știu, nu? E 11? În tot acest timp, nu a făcut altceva decât să ridice din ce în ce mai mult ștacheta, atât la capitolul setup-ului, cât și la organizare. Cel care ne va povesti despre cum a reușit o echipă să facă o asemenea diferență, își câștigă pâinea într-un cabinet notarial, este freeskier, mountain biker, corectează-mă dacă greșesc, accept și două perechi de palme, tătic de băiețel, și în ultimul rând este event managerul Battle on Snow, Harghita Modăraș. Dan, Danica, Marcu! Salut, mă bucur să fiu aici alături de voi și încerc să vă povestesc experiența noastră și ideea cu care încercăm să creștem tot evenimentul. Totul a plecat acum 11 ani, alături de Gheza, care m-a rugat să-l ajut între timp. Sunetul jos, Judu, mulțumim. Am lucrat, am avut o grămadă de probleme, le-am rezolvat. Ideea e când a început totul, noi aveam un snowpark în spate la garajul de la utilaje la Harghita Mădăraș, deci ne dădeam acolo în zăpadă, ulei, ce era pe acolo. Între timp am reușit să extindem parcul, ne-am mutat cu parcul pe pârtie, în partea mai înaltă a muntelui și am ajuns să avem acum un snowpark mic pentru copii. Pe pârtia mică, pe pârtia mare avem setup-ul mare. Am reușit să facem și un traseu de border cross. Cred că acum 3-4 ani a fost prima ediție, care s-a bucurat de un succes enorm. Au venit peste 100 de rider, nu ne așteptam așa ceva. Din cauza asta s-a și lungit concursul. În fine, a fost ok. Din păcate, ce am observat și nu prea știm ce să facem, deși încercăm tot timpul să facem și setup-ul să fie cât mai mare, dar totuși accesibil pentru toată lumea, că concurenții peste 18 ani, adică categoria pro, nu prea mai vine, că se duce prin afară să facă bănuț, probabil. Partea cealaltă, că vin copii, din ce în ce mai mulți copii, încercăm să ne axăm pe partea asta acum. Și în fiecare an, să știți că apare câte două tări, până în 5 rider care chiar se dau bine. A vorbit și Gheza, că acum e în Intertux. A luat doi băieți care au apărut anul trecut la concurs și care o să facă performanță. Ideea asta e, asta vrem să facem, să creștem scena. Apar copii, poate mai pleacă, dar tot rămâne în scenă câțiva care... Să sperăm că vor face performanță.
cu parcul încercăm să începem construcție cât ne lasă vremea, adică dacă ninge din timp, facem din timp. Avem norocul că avem deschidere din partea managementului de la Harghita, cei care sunt dispuși să investească și să bage bani să întreținem parcul, să construim. Bineînțeles, prima oară ei vor să funcționeze pârghile. Când sunt gata pârghile, atunci ne pune la dispozițiile și tunurile și tot și începem să construim. La început facem un parc mai mic, când se strânge încă zăpadă sau să zicem că s-a încălzit lumea, mai creștem până când ajungem să avem setup-ul de focus. Ideal ar fi să putem face asta din decembrie, da? Cum vremea nu ne ajută, mai greu cu zăpada, însă totuși, cum a zis și Bobby, e polul nord al României, să știți că în Poiană era verde și noi încă aveam zăpadă. Deci am apucat să facem și un concurs așa între prieteni după concursul de la Mădăraș în mijlocul aprilie. Deci toată lumea era cu bicicleta, în tricou și noi tot am apucat să ne dăm. Dani, spune-mi, te rog, ce anume a făcut diferența? De ce? E clar, nu sunteți singurii organizatori de evenimente, nu sunteți singurii care au o serie, mă rog, ca a voastră nu, cred că mai e în România, cred că doar Arena Platoș mai are un eveniment exact, care se duce la peste 10 ani. Dar, ok, făcând abstracție de Arena, ce a făcut diferența în echipa voastră? Cum ați reușit să construiți astfel de setup? Practic este cel mai mare din România și cel mai bine făcut. Cum ați reușit să ajungeți la această calitate a unui eveniment general, organizatoric, logistic și așa mai departe? What made the difference? Păi, în primul rând, bineînțeles, Gheza. Gheza niciodată nu las ștacheta jos. Deci dacă faci ceva, trebuie să fie 110%. Altfel nu se poate. În al doilea rând, cred că e comunitatea. No, Mercuraciu și zona e un oraș mic, sunt puțini oameni, se cunosc, așadar se ajută printre ei. Și cred că asta e ce contează, să ai o comunitate care vrea și știe că ce face e în favoarea lui. Adică nu că eu nu vin să ajut, că nu știu ce. Vine și ajută și vine cu o idee că vrea să facă, pentru că știe că e și un avantajul lui. Că o să apuce să se dea, să învețe trick-uri și cred că tot așa intră într-o spirală. Și tot așa crește și din cauza asta avem evenimentul acesta. Ați avut momente în toți anii ăștia în care, nu știu, să vină cineva, indiferent că e bine, în ceea ce privește pe Gheza, e normal să vină cu experiența pe care o are în spate, să se impună la un moment dat în fața echipei. Dar vorbesc de ceilalți membrii a echipei. A încercat cineva să se impună sau să zică, bă, dau cu pumnul numai să facem ca mine sau totul se întâmplă la nivel de echipă? Ok, stabilim, construim setup-ul ăsta. După care e procesul? Vine cineva și spune, băi, asta e, se tratează chestia asta în cadrul echipei? Cum se întâmplă lucrurile? Da, păi bineînțeles, au fost neînțelegeri, dar nu chiar așa să batem masa, dar când construim, avem și skier și snowboarder și încercăm, când ceva nu e ok, vine cu ideea, hai să facem un pic mai popi sau să tăiem din kicker că e prea mare. Să știi că am avut eveniment când era parcul gata 100% și din cauza vremii setup-ul era prea mare. Deci nu aluneca, era vânt și ce vreau să zic că contează mult și echipa care lucrează cu latracul. Nu avem posibilitatea să avem latracul nostru, vin cei de la pârtie, conduc ei, ne ajută. Și au venit ei cu o idee foarte bună și am tăiat kicker-ul, ca și o margarină, și am dat mai în față 5 metri ca să fie ok. Deci totul e să fii deschis la cap și să accepti ideile altora. Că dacă tu vrei să faci cum te-ai decis tu, o să-ți placă doar ție. Exact acolo vreau să ajung, auzind nu de puține ori discursuri de genul, bă, eu sunt șeful, se face ca mine.
Acolo vreau să ajung, tocmai de-aia te-am întrebat, pentru că nici nu mă gândeam că ar fi existat altă variantă în care voi să fi ajuns unde ați ajuns, decât conlucrând, lucrând împreună și preluând idei, discutându-le și implementându-le. Da, trebuie să accepti ideile altora și să fii deschis. Poate vine cu o idee care ți se pare nu chiar ok, dar zici, hai să încercăm. Și într-adevăr a ieșit foarte ok. Și tot așa avem tinerii, cum e și Zotio. El știe cum e cu border cross, cum facem traseu de border cross, zice dacă e bine sau nu, să facem bine. Îți dai seama când toată lumea vrea să facă ceva mai mare. Eu mai mult mă gândesc ca și organizator că bine, păi facem mare, facem, dar ce facem cu copiii sau care vin? Că nu mai poate să dea. Trebuie să fie cumva un balans între ceva mare și ceva care se poate și da pentru toată lumea. Și mai ales că acum avem și concursul de border cross, acolo vin foarte mulți care începători. Și cum noi, în găsuială, când vin patru oameni, se bat acolo să ajungă mai departe, cred că pe primul loc trebuie să fie siguranța. Nu vrem ca nimeni să ajungă la spital, mai bine pe podium, știi? Și nu, mai trebuie să găsești cumva balanța care să fie între și să fie în regulă. Din punctul tău de vedere, event manager la Battle on Snow, rider, care a participat în ceva evenimente în anii ăștia de dat. Ce crezi tu, din punctul tău de vedere, deci opinie personală, ce crezi tu că lipsește altor evenimente? Facem abstracție de Arena Platoș și de Harghita Mădăraș, clar. Dar din punctul tău de vedere, ca event manager și rider, ce crezi tu că lipsește în evenimentele care sunt făcute în România? Atât la setup cât și ca, să zicem, organizare. Dar hai să mergem pe setup, că acolo voi sunteți experți. Păi, în primul rând, cred că, uite, și la Arena funcționează treaba asta că este deschidere de la conducere. Deci, și acolo e pârtie privată și la Harghita e pârtie privată. Deci nu e administrată de nicio administrație publică. Și cred că asta e cheia, asta, de aici începe totul, că ăștia care fac pentru ei vor să facă ceva să funcționeze, să meargă. Cei care sunt administrați de primării, acolo nu contează dacă aduce bani sau dacă nu, să fie ceva acolo și la revedere. Cam asta e ce mai important, să avem deschidere din partea conducerii. Dacă asta s-a întâmplat de acolo, apare și comunitatea și cei care vor să facă și, bineînțeles, când faci ceva, vrei să faci ceva bine. Și așa tot o să crească. Cred că asta e prima treaptă. Iar a doua care ar fi din punct de vedere al, nu știu, oamenilor, al echipei? Păi, care comandare? Adică poți să pui chiar și care comandare din partea ta ca organizator, ca coordonator al evenimentului? Păi trebuie să faci ceva ce să-ți placă. Adică când construiești un parc și te uiți la ea, zici că nu arată așa bine. Tu trebuie să faci să arată bine, cum arată și afară, să zicem. Și în primul rând, iară, să nu cazi în capcana aia că vreau să fac cel mai mare. Că nu o să meargă. Sau trebuie să ai mai multe linii, să ai și pentru cei mici, și pentru cei buni, și pentru mijlocii. Cred că asta e ideea. Să nu faci prea mare, că nu ajută. Da, nu-l face prea mare și întotdeauna echipa e baza a să lucra în echipă. Oameni faini, dacă aveți întrebări pentru Dani, Ștefan. Ia zi pișta. În atâția ani de organizat evenimente, care a fost cea mai mare problemă de care te-ai lovit și cum ai trecut peste ea? Cea mai mare problemă? Da, când a plouat toată noaptea înainte de concurs. Acolo nu prea am dormit, ne-am trezit la 5 să vedem care e treaba. Din fericire s-a oprit ploaia, dar am făcut trișei foarte mult ca să putem face concursul. Aproape am refăcut toate chicărele, că s-au făcut mici. Deci asta a fost singura problemă, ploaia și emoțiile de după. Da, exact. Respectiv munca care a urmat. Restul se rezolvă, cu vremea n-ai ce să faci. Corect, cu vremea nu te pui. Alte întrebări dacă mai sunt pentru Dani? Altfel, aplauze vă rog pentru Dan Marcu, Danica. Battle of Snow represent. Mulțumim, Dani. Bun, am marcat zona de kite, am marcat zona de snow, drept urmare se cuvine acum să ne lăsăm puțin măcar duși pe val. Asta în compania celui care a lăsat finanțele
pentru a se dedica complet surfingului. Tartor șef la Surf Academy România, organizator al concursului Surffest. Aplauze pentru Tibi Balica! Ia-l pe ăla, ca să-mi rămân și mie unul. Tibi, povestește-ne despre Surffest. Salut, salut, mersi că m-ai primit și pe mine. Asta-i. Nu eram pe listă, mulțumesc din suflet. Sunt am făcut loc cumva aici, dar mă bucur că am și eu câteva minute. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre comunitate mai degrabă, despre creșterea acestei comunități și poate chiar, dacă mai am câteva secunde, despre drumul spre profesionism, cum ar veni. Ok, Tibi s-a terminat timpul, mulțumim. Păi a început totul la o piscină artificială, acum vreo 10 ani. Ne adunam, aici e deja la Marea Neagră, ăsta e matur. Asta e next level. Next level-ul. La o piscină în București, se chema Divertiland, făceam acolo surf de 3 ori pe săptămână, s-a creat un fel de comunitate, cumva a auzit de ea mai toată lumea, care era interesată de surf, adică sunt foarte mulți interesați de surf pe la munte. Și cu câțiva dintre acești oameni ne-am mai întâlnit pe la Marea Neagră. Ne-am întâlnit prin 2 mai, am cunoscut și pe Alex, care e aici în sală, o să apară în locul meu la un moment dat aici, să vorbească și el. Ne-am dat pe la 2 mai pe acolo, niște ani buni, între timp prin 2017 s-au extins plajele, au apărut valuri noi, foarte bune de transformat în valuri de învățat. Prin 2020 am început să facem cursurile la plaja Nevărsii, am colaborat cu Uigo, cu Damian, care mulțumesc că ne-a ajutat pe atunci să ne ocupăm de asta. Am tot lăsat plăci pe la el, am făcut cursuri la el acolo, ne bucurăm că suntem prieteni. Și între timp am făcut și 3 concursuri de surf, sunt deja 3 organizatori diferiți de concursuri de surf în țară, suntem noi, H2O, Tibi și cu Alex mai fac un concurs, o să vedeți mai multe detalii și de la ei. Cert e că e într-o dezvoltare, dezvoltarea asta trebuie întreținută cumva prin crearea unor instructori care să învețe alți oameni și să avem totuși o comunitate documentată în apă, pentru că nu e chiar un sport de care te apuci să încerci, hai să văd cum e, să-mi iau o placă, să văd cum e, că poate te înneci, adică nu poți să-ți dai seama foarte bine din afară care sunt condiții bune și care nu. Na, te mai uiți și tu în jur, dar e foarte riscant să te apuci de el, adică nu e o pârtie, cum e la snowboard, e o pârtie, vezi că sunt mulți oameni pe ea, te poți duce acolo, în apă, dacă nu vezi oameni în apă, nu poți să te duci cu o placă așa să-ți iei tu să-ți închiriezi o placă. Ar trebui cei care au plăci să nu-ți închirieze în primul rând, că poți să te neci. Cumva asta e percepția, știi? Adică, băi, e cumva ca pe pârtie, e ușor, e ca pe snowboard, dar se lasă cumva în afară ideea principală. Băi, o pârtie care se mișcă și nu-i de 2 ore aceeași. Poate să fie ușor, dar nu vezi ce se întâmplă, scurenți în apă, nu-i vezi. Doar te iau dacă intri în ei. Nu avem o cultură de mare, de ocean, să avem pancarde pe plaje unde sunt... La noi încă se duc lupte între turiști și salvamari când este agul roșu pe plajă, adică despre ce vorbim? Asta voiam să zic, singurul lucru care ne-ar ajuta să dezvoltăm comunitatea asta mai departe și să mergem cu ea în nivelul următor, sunt valurile și în afară de valuri sunt și... structurile astea sportive mai oficiale, adică ar trebui să ne organizăm în... Gând la gând cu bucurie, asta ar fi fost cumva următoarea mea întrebare, ce se întâmplă acum în surfingul românesc? Adică sportul a fost recunoscut? Da, oficial. Surfingul românesc sună foarte, foarte fain. E ceva, există recunoscut ramura sportivă. Așa. S-a Bogdan Stăruială de asta, mulțumim că s-a ocupat. Aș fi vrut să fim mai uniți și să putem să zicem că deja... Suntem, să zicem, vreo 50 de oameni care ne dăm de fiecare dată când sunt valuri. Sunt poate câteva sute de practicanți în România care se dau in and out, așa.
Practic doar de voi depinde. E o comunitate mică, dar na, un fenomenul surfingului e ceva mare, e ceva major, adică știe toată lumea. Deci să înțelegem că deja există demersuri pentru a-l oficializa mai mult, adică ok, să există asociații, începe greu, viitor. Începe cu stângul, începe mai dificil, dar sunt demersuri. Nu vreau să intru în detalii, dar cert e că suntem într-o zonă de repoziționare și reorganizare într-un pahar cu apă care este noi, să produseze o furtună, dar pare că se liniștește. Se liniștește. Asta e bine, e bucurător. Drumul spre profesionism, iar trece prin această parte de formarea unei structuri sportive oficiale. Trebuie să, evident, să fim reprezentați la nivel de stat, să lucrăm cu autoritățile, trebuie să avem infrastructură, să te bazezi pe niște valuri care vin random. În niciun caz nu poți să formezi oameni profesioniști pe asta. Viitorul surfingului este în valuri artificiale. Toate țările vor avea la un moment dat valuri artificiale, piscine cu valuri și vor dezvolta sportivi care vor practica surfingul cum se practică snowboard în halfpipe, de exemplu. Bine ar fi, bine ar fi să se întâmple asta. Mai bine să mai prindem și noi unul de alta. E mai scump un val artificial decât un halfpipe, cred. A, da, total, total. Adică te-am urmărit și în, nu mai știu cum se numea show-ul Arena Aleilor sau așa. Imperiul Rechinilor. Așa, Imperiul Rechinilor, Imperiul Orcilor. Și culmea este că ceea ce ai propus tu atunci, acel setup, nu este deloc cel mai scump, este unul chiar foarte... Un milion și jumătate de euro, nu? Exact, adică mic. Pentru ce poate să facă acest lucru, e foarte ieftin. Dar, na, m-am dus rămâne, să rămâne deschid un pic ochii, nu erau oamenii pentru... Hai să vorbim un pic despre Surfest. A fost în spatele tău, a rulat, dar tu te-ai ocupat de ce e în față și bine ai făcut. Spune-ne despre Surfest, spune-ne de... nu știu, povestește-ne despre piedici, despre bucurii, despre oameni, despre feedback, despre zile cât mai mult de Surfest. Păi, Surfest e deja ediția a treia de la Marea Neagră. Prima ediție am făcut-o în 2013 în piscina cu valuri, de care ziceam n-am apucat să pun un film aici. Am făcut o ediție pentru copii. După aia am mai făcut una în Tenerife și prin 2021 am început să-l mutăm la Marea Neagră. Da, am început între noi, ne anunțăm între noi când e concursul. Problema cu surfing-ul, ca și la kitesurf, este... Prognoza. Prognoza. Pui și tu o perioadă, un interval mai mare. Pe măsură ce te apropii de prognoze posibile, anunți lumea că e posibil să se întâmple ceva în câteva zile. Mai bagi un acatist. La un moment dat iei decizia, ții inima întins și zici, gata, răspui mine, facem concurs. Haideți la concurs. Da, dacă e... o zi de septembrie, într-o zi de lucru, poate să vină mai puțină lume, dar comunitatea aia hardcore, 50 de oameni, îți vine oricum. Ce crezi? În momentul acesta, având în vedere că sunteți, spuneai, trei organizatori, da, de concursuri de surfing, ar exista o șansă, cât de mică, să, ca prin trei evenimente diferite, organizate de trei organizatori diferiți, să se lege de un ceva național? Că îi spui cupă, campionat, nu știu. Da. Există această... Putem avea această speranță? Normal că putem. Putem să o facem și să forțăm orice. Putem acum să ne facem echipă națională, doar că nu avem unde să mergem cu ea. Nu, vorbesc doar de ai noștri, adică să se dea într-un circuit de evenimente, la noi aici, cu o finală, de ce nu? Dar asta este și nevoie în cazul formării unei structuri sportive oficiale. E nevoie de așa ceva. Trebuie să fie mai multe concursuri și să desemnăm campion național. La cât de mare este comunitatea, parcă focusul acestei structuri sportive, părerea mea e că n-ar trebui să fie către această dezvoltare de multe concursuri neapărat, ci despre dezvoltarea infrastructurii de surf. Dacă avem infrastructură de surf, dacă o să avem valuri artificiale, o să avem mulți surferi. Cumva... Adică văd în apă la noi mulți dintre voi care sunteți pe munte iarna. Deci... Înțeleg perfect, dar cumva simt așa în adâncul meu că această speranță în a avea nu știu, o facilitate de antrenament cu valuri artificiale este încă un vis foarte umed, deoarece investiția este una foarte mare.
Pe de altă parte, cred că sunt alți pași de făcut în ideea promovării sportului și a înmulțirii numărului de rider. Cred că asta ar fi un pic mai important acum, în mod deosebit, în a uni comunitatea care scârție un pic la capitolul, hai să fim împreună. Da. Scârție că sunt puțini și poate fiecare vrea să fie, să aibă vizibilitate mai mare. Dar nu despre asta e vorba. Pentru a dezvolta comunitatea pe lateral, să zic, pe orizontală, trebuie să creăm mai mulți surferi. Am făcut în septembrie, acum am organizat un concurs, un curs de instructori. A venit cineva de la ISA, de la Federația Internațională de Surf. A dat niște diplome. Intenționăm să facem și anul următor chestia asta, dezvoltând mai mulți instructori. Clar, putem să avem mai mulți practicanți și mai practicanți mai conștienți, pentru că e foarte important aici să nu ne dăm cu plăcile unii în alții și... Absolut, iar despre asta o să ne mai povestească un vorbitor. O să ne povestească un vorbitor, nu chiar următorul, mai stăm puțin el. Mulțumim, Tibi, dacă aveți întrebări pentru Tibi. Sunt? Nu văd nimic de-mi bat un reflector în nas. De ce te-ai tu? Da, corect. Comule, ai bine timpul că ți-o veni și ție. Uite o întrebare de acolo, din spate. Nu sunt din partea sportului de surf, din păcate, mi-aș dori poate într-un viitor apropiat. Așa, întrebarea mea este, e o întrebare care e cam așa, o întrebare retorică. Trebuie să faceți o organizare. O asociație care să se ocupe de asta și prin concursurile pe care le veți face să fie recunoscută după aceea ca sport oficial în România. Noi la skateboard am reușit, din fericire, anul trecut să facem asta și acum ușor, ușor se creează mai multe comunități în care facem în alte orașe, în alte locuri și așa mai departe. Asta este. Așa deci, este. E retorică? Îmi răspund? Sau? O să spui ce vrei. Nu, asta este. Era să-și facă unul federație singur, dar până la urmă e ok. Da, nu asta e. Eu zic că genul ăsta de întâlniri sunt locurile în care ar trebui vorbite aceste chestii. Uite, suntem comunitatea de surf, avem nevoie de federație. De ce avem nevoie de federație? Păi că vrem să ajungem la olimpiadă. Ok, stai așa, poți să ajungi la olimpiadă după ce ai valuri. Ăla e prea departe scopul. Scopul principal sau e după ce ai buget să ajungi la valuri. Așa, asta. Și să putem să ajungem în primul rând să facem surf, să nu ne dea afară jandarmul din apă. În primul rând ne ajută la chestia asta, să poți arăta o legitimație, să zici omul, uite, sunt profesionist, pot să fac surf când este steagul roșu ridicat. Yes. Asta e direct, ne ajută pe toți, că suntem mulți care am fost dați afară din apă degeaba. Ok, mulțumim mult, aplauze pentru Tiberiu Balica, Surf Academy România! Ok, secțiunea organizatori, artiști, jucători pe scena extremului românesc va fi încheiată de un super tip. O combinație de artist cu rider, cu aventurier și mai ales om de suflet. Se recomandă simplu, și asta nu o să pot să uit vreodată, se recomandă simplu, om. Mi-a zis mie odată. Nu-i place să fie considerat organizator, ci cel care propune. Și face el ce face, că propune numai chestii faine. Din aceste propuneri, sigur știți două din ele. Zăpădoc și Bâlea, Do It Yourself, Quarter Jam Session. Este cel care trage riding un cadru, Adi Crapciu! Adi Crapciu despre riding, despre shaping, cu, împreună cu video și photography, egal love, nu? Da, cum ai zis, mi se pare că sunt un om complex și încerc să găsesc simplicitatea în toată treaba asta. No. Pozele mele vorbesc cel mai bine ce să fac. Ce-am afișat aici e un best of din ultimii 5 ani de zile. Enjoy it, e chiar super tare ce am. Câteva din ele vor ajunge și la cei care s-au băgat la Tobora RTR. Trebuie să vă spun un lucru, aici ați întrerupt din timp, dar dăm bonus. Această tombolă are ca scop un singur lucru, nu să facă ride-try bani sau să scoată bani pentru a achita, nu știu, consumația pe aici. Banii care se vor strânge din această tombolă, cu participarea voastră a tuturor,
vor merge către revista Zăpătoc pentru a dezvolta cel puțin unul sau două numere special edition cu sporturi și de vară. Deci pleacă către Zain, pleacă către Zăpătoc, așadar băgați-vă cât mai multe bilete luate pentru voi, mai multe șanse să puneți mâna pe unele din acele opere de artă semnate de Adi și de Teo. Pe de altă parte vor ajuta revista Zăpătoc să vină cu ceva nou. Bineînțeles, o colaborare. Am în cap o colaborare cu alți fotografi și cu foarte mulți rideri. Mi-a venit ideea vara asta după ce Bobby mi-a propus și cumva am zis ok, facem. Facem, păi nu facem noi. Na. Adică mie îmi place și nu pot să zic ce mi-ai spus în iarnă, zic, bă, eu nu organizez, eu propun. Da, pentru că o parte din viața mea am fost like single player, între timp mi-am dat seama că teamwork is the best. Și de când am început toată treaba asta, adică eu, cumva lumea zice să pot o Adrian Crabciu, dar de fapt nu. Mai am cel puțin încă trei oameni care mă ajută layout, texte, corectori și după aceea, no, riderii care... De fapt, și ei fac magia acolo. Fără ei n-ar rezista, fără mine cumva nu s-ar vedea. Adevărat. Tu ai început ca fotograf. Te-ai apucat de snowboarding, adică te dădeai, dar nu erai încă la nivelul de riding. După care ai pus și shaping-ul în rețetă, do-it-yourself quarter session, adică cumva ai... Da, dar nu sunt shaper, pur și simplu. Am ascultat riderii, mi-am dat seama cam ce s-ar dori, am mai văzut eu ceva pe afară și am zis, bă, noi putem face chestia asta. Și am propus. No, bun, acum este o ocazie super potrivită, Adi, pentru a le povesti celor de aici și celor care ne urmăresc pe Facebook prin livestream-ul oferit de Dirty Organics să faci pitching, să spui oamenilor, băi, și voi trebuie să faceți asta. Pentru că, ok, Adi Crapciu este unul, echipa lui este una, el poate lucra odată la un proiect, dar pe de altă parte la naiba, suntem atât de mulți, că suntem fotografi, că suntem rider, că suntem shaperi. Hai să facem pitching-ul ăla, să vedem mai multe chestii. Povestește-ne despre aventura photo, riding, shaping și, hai să spunem, ultimii 3-4 ani, care au dus și la Zăpădoc și la ce se întâmplă astăzi. Da, nu... complex. Ok, adică, ușură. Idei, am început, am făcut poze, fotografie sportivă, m-a inspirat Hila, m-am întors în țară, am zis eu pot să fac fotografie sportivă, m-am apucat de chestia asta. La un moment dat a devenit, am simțit nevoia să fac un pas în față, mai mult decât începători. Am avut și acces la instructorii de la Fresh Meat, ăsta e adevărul. Tuții și oamenii, m-au dus pe munte, mi-a mega plăcut ce am văzut, am zis eu vreau să imortalizez toată treaba asta și la un moment dat s-au adunat foarte multe poze care stăteau la mine pe hard disk. Eu nu vreau să le pun pe social media chiar pe toate pentru că mi se păreau mult mai valoroase din punctul meu de vedere de a fi doar degustate așa într-o secundă. De acolo a plecat ideea să fac un Zain care a fost o inspirație din afară. Când călătoream prin Asia, am văzut cu bani, cu niciun ban, pentru că asiaticii de obicei sunt mai sărași ca noi, cu niciun ban ei făceau tot felul de proiecte de artă sau design-uri și pe mine m-a inspirat foarte mult treaba asta și după aceea am zis, ok, I can do this. Ce pot să zic după 3 ani de Zăpădoc? Că, da, you can do this. Adică, dacă spui un pic minte, adică, ce mi-am dat seama, bă, dacă ai un gând și dacă vezi că se repetă o jumătate de an în capul tău, s-ar putea că chiar vrei să faci chestia aia. Și dacă vezi că nu există puterea materială a ei, ăla e ultima problemă, de fapt, chestia materială. Bani că nu ești singur, indiferent cine fi. Acum nu trebuie să ai suma aia foarte mare de bani. Eu am plecat în toată chestia asta cu Zăpădocul. Primul număr l-am finanțat eu din buzunarul meu, a fost 400 de euro și în continuare nu avem sponsor sau ceva. Pur și simplu, de la primul număr s-au făcut niște bani, s-a reinvestit în proiect, s-a scos al doilea prin și tot așa și crește cumva. Ok, nu e sustenabil, nu produce bani, dar ce mai fain e, pentru îți dai seama pe parcurs că te poți scapa oameni care îți înțeleg filmul și au motivația să te ajute, își găsesc locul în echipa ta și merg lucrurile așa super uns, nice, crește echipa, da, o chestie din asta crește, cum zice, de la sine.
E o chestie care, organic, exact, care crește de la sine și pentru mine asta e, e super nice. Nu, în rest, nu știu, speech motivațional, adică gen, uite, nu, merge, asta, chestia asta funcționează, uite, nu. Exact, punem împreună fiecare ce are, unul talentul într-ale trasului în poze sau a filmării, altul într-ale shaping-ului și riding-ului, după care toate se întâmplă, adică piedici nu există mai ales atunci când ai o echipă. Indiferent că e de 2-3 oameni, echipa contează, face diferența. Da, no, relativ super simplu, de fapt e foarte complicat, trebuie să-ți faci spațiul viața ta de atunci când ninge tu să fii liber să te dai. Foarte important să ai un crew de rider în jurul tău și cumva măcar unul dintre toată echipa asta să fie atât de nebun să propună ceva și să tragă de el anți, să-i ducă. De, na, tuții când se anunță zăpadă tot timpul sună, excelent. Mai nou... Obicei tuții când sună clar se anunță zăpadă, adică nu. Da. Mai nou cu Santiago și cu Victoraș ne-am anturat la tot felul. Am avut anul trecut o mega aventură pe street. Tot așa, like, how hard, na, înainte de how hard can you flex, uite, how hard can you flex, mi se pare că e genul de idee care tot așa a ieșit din nimic, dar ne-am aturat oamenii aia mega fain în jur, pentru că, de fapt, noi eram comunitatea aia, s-a văzut oportunitatea aia să facem. Au fost call-uri și într-o zi s-a făcut un setup cum n-am mai văzut România. Nu-i Santiago aici, dar nu, Padre aici. Ah, sorry, pentru toți care organizează concursul de foarte mult timp, dacă ați văzut cumva setup-ul de la Hark and Reflex, un pic da. Altceva au fost, gen boluri, adică gen skate park. La a fost genial ce am văzut acolo. Exact. Și, și o chestie adică, care... Te rog. Vreau... Na, încerc să fiu modest, dar mi se pare că cumva s-o lua de la mine ceva și la ei. Ideea de... Asta e ideea. Pe mine m-a marcat, nu am fost anul trecut la Quarter Session Do It Yourself, dar am fost primăvara asta și am rămas blocat. De ce? Știam că este un eveniment făcut de prieteni pentru prieteni. Da? Fără sponsori, fără branduri, fără complicații, fără... Am rămas blocat când am ajuns în Bâlea la celebrul Mamelon și am văzut câtă lume s-a adunat pentru un session de o zi întreagă în care nu erau implicate premii, oameni buni. Nu era implicată vizibilitate sau nu știu ce promovare. Am rămas blocat și atunci am zis, băi, se poate. Se poate face și așa, nu trebuie totdeauna să fie premiile care să motiveze riderii să vină. Aia e motivația extrinsecă. Eu cred că motivația trebuie să fie intrinsecă, adică să vină din anumite valori de-ale tale. Dacă ție îți place riding-ul de-adevăratelea, vii să te dai. Ce propun eu prin... Bâlea Do It Yourself, Quarter Jam Session, mamă cât e de numele ăsta, sorry. Sunt fotograf, eu am încercat să-mi creez scena perfectă, să trag eu fotografiile alea faine. Ai doar nevoie de actori! Guys, sorry, like, aia e super egoistă treaba, dacă am așa am gândit-o. Ce-mi place că au ajuns să avem, nu știu, 70-80 de riders sus, să se dea. Ce îmi place foarte mult e că nu e concurs și cred cu tărie că evoluția, de fapt, nu vine în timpul concursului, când... Na, vine în timpul unui sesiuni de dat, acolo vine evoluția. Riderul se pompează, nu se gândește la puncte, la ceva, că vrea să câștige ceva. El, na, se dă. Și asta cred că se vede. Adică s-au încercat lucruri noi, spoturile, na... Chiar și ca bătrân ca mine, știi, stânca de anul trecut nu s-a mai dat de vreo 15 ani, cred că. Și anul trecut s-a dat la stâncă iar oamenii. Like, nice. Sper că pe viitor am o nouă idee, doar atâta vă zic, o să evolueze toată treaba asta, gathering-ul de anul viitor, o să evolueze, schimbăm probabil și un pic locația. Mai vedem. Și o să mai avem câteva chestii pe țeavă, le vom anunța la un anumit moment când plecăm de acord cu Adi. Dacă aveți întrebări pentru Adi legate de zăpădog, legate de love. Salut, Adi. Salut, Marc. Am o întrebare. Nu vrei să faci un eveniment mai dedicat pentru fotografi, cum am făcut acum ceva timp și a fost foarte mișto, chiar a fost puțină lume. Acum cred că e suficient expunere încât să mai atragem alți fotografi în direcția asta și să crească un pic și nivelul ăsta de fotografie de la noi, no. Pentru că eu am apucat de fotografie datorită ție și al lui Sergiu. Mersi. Băi,
Da, în continuare, da, în continuare este ideea asta. Poate anul ăsta reușesc să... Știu de ce mi-ai zis asta, doar ai vrut să... Vezi că... Bățul prin card. Da. Da. Oricum, anul... Deși la Gathering ai observat că e Ștefan Popa, Iulia Iridon, Grimu a fost... Adică... Asta mi se pare fain la Gathering-ul ăla. Vin și rider și vin și fotograf, se evoluează. A fost tipul ăla din Brașov, care nu știam de el, dar el a auzit de noi și a zis să vină. Asta e fain, e deschis. E deschis la toată lumea. Acum... Eu trăiesc așa într-o lume din aia utopică câteodată și încerc să nu mă gândesc la bani și să zic, bani, like, whatever, facem noi rost de bani, dar hai să... Nu știu, și revistele, eu tot timpul zic, e un preț recomandat, dar dacă tu nu ai bani, man, eu aș vrea să-i ajungi la informația aia, dacă crezi că o vrei, ia-o, nu trebuie să-mi dai niciun ban, altcineva o să-mi dea... Adică, revista costă 50 de lei, da? Eu primesc și 100 și 150 de lei de la persoane și unele persoane plătesc zero, știi? Da, trăiesc în utopia asta, dar care îmi place să-mi creez viața așa, să zic, bă, totuși, dacă n-ai acces la bani, dacă n-ai un ban, dar trebuie să ai acces la informație, bun. Și cu evenimentul, știi cum a fost, adică e o problemă, dacă facem ceva, dacă organizăm ceva și zicem, ok, 3 zile mergem, ne dăm, e involved cazare... Și care, exist, din păcate, okay, fotograf de început nu o să aibă bani, mulți dintre ei. Ok, dacă provin dintr-o familie mai ok, atunci clar o să aibă bani, dacă nu, nu. Eu aș vrea tot timpul să deschid ușa, toată lumea să vină, nu. Da, aș putea face două, unul gen pe bani și, nu, dacă nu ai, hai la Gathering cu noi și fă toată treaba aia. Anul trecut la Gathering, by the way, deci a fost, cabana de la Bâlia Cascadă a fost full rezervată de noi. Și încă vreo 10-15 oameni, că sunau mobilele în continuu și eu vreau să vin și eu să vreau să... Nu veniți, nu, dormim pe jos. Liniștit, peste 100 de persoane au fost la mamele. Da, au fost haos. Adică bun. Au fost haos și la anul o să avem o problemă cu chestia asta, pentru că nu e... Începe să nu mai fie safe pentru lume, să fie așa, să avem atât de multă lume pe munte. Dar pe altă parte suntem băieți deștepți și atunci când avem probleme știm să găsim soluții. Am salvat oamenii anul trecut. Bun, mulțumim, Adrian Crapciu, nu uitați de Tombola Roy Tribe, acolo unde, dacă vă băgați, veți putea câștiga unul din printurile expuse, sau, de ce nu, una din operele lui Teo Andronenko. Te mulțumim mult, Adi Crapciu, Zăpădoc, trăiască Zăpădoc, să vedem și cel puțin două numere special edition pentru de vară. Avem câteva reviste, dacă cineva nu a ajuns la un număr, ultimul număr îl avem aici, îi aștept. Mersi mult. Iar, ok, pentru această tombolă, le aveți aici pe Andra și pe Mătălina, vi le arăt eu că sunt băgate sub bar sau ascuns. În cazul în care nu găsiți link-ul prin care să accesați respectiva tombolă, apelați-le pe ele. S-a închis? Nu mai e? Ah, la naiba. S-a închis. Acceptăm la masa verde... Și mai am un anunț de făcut. Pe masa de acolo din dreapta o să vedeți un cod QR. Este o chestie lipită fix pe colțul mesei. Scanați codul QR. Trebuie să faceți două lucruri. Odată să dați un follow, o să vedeți cum este vorba de skates.ro. Și doi, să completați niște date. De ce? Pentru că veți putea câștiga o pereche de goggle și Oakley. Super mișto. Deci dați un scan acolo. Mai e încă una de aia afară, lângă steagul skates. Așadar, când aveți timp, nu neapărat acum, timp este suficient până mai încolo. Iată, ne ajungi și acum și la ultima secțiune din RT Talks, sporturi și sportivi. În ceea ce urmează vom afla părerea riderilor despre trecut, prezent, viitor și vom începe cu Valul. Omul nostru este călător, este aventurier, profesor, antrenor, soț și tată. Dar în mod deosebit, și a ținut să bolduiască și să sublinieze chestia asta, este surfer. Din cantonament, în Hintertux, pe scena RT Talks, via înregistrare video, Alex Ciocănel. Spencer, play it, buddy. Bună, salutare toată lumea din Hintertux. Dar azi nu e despre ski, azi e despre surfing. Ne spui, te rog, când ai descoperit surfingul și cum? Da. Prima mea interacțiune cu surfingul a fost în 99. Pe vremea aia îmi făceam studiile la
Londra, făceam doctoratul și am plecat cu universitatea într-un stagiu de practică în Cornwall, undeva pe coasta de sud-vest a Angliei, la Oceanul Atlantic. Acolo am luat prima lecție de surf. Alex, care sunt principalele locuri în care ai surfat în jurul lumii și cum te-au influențat ele în dezvoltarea ta ca surfer? Biarritz, Franța, ocupă un loc special în istoria mea de surfer. Pentru că acolo am descoperit și am învățat să surfez pe longboard, fiind influențat de un concurs internațional de surf care se desfășoară acolo tocmai când am ajuns eu. Se întâmpla prin 2000. Anul următor am plecat în Portugalia, unde am lucrat ca instructor de surf pe perioada verii. După care m-am dus în California și Hawaii pentru 6 luni. De atunci, în următorii 10 ani, m-am întors câte 6 luni pe an pe coasta de sud a Portugaliei, în Algarve. Și de două ori pe an, între sezoanele de surf și cel de ski, plecam câte o lună prin lume. Acum, fiecare locație avea farmul cu ei. Pacificul cu niște valuri perfect regulate, moi. Oceanul Indian, recif, valuri puternice și tubulare. Super. În Europa, poate nu cele mai bune valuri, dar destul de provocatoare. Acum, diferitele tipuri de valuri din lume m-au îmbunătățit ca surfer. Dar imersiunea în culturile locale m-a schimbat ca om. Dacă tot ai adus vorba de România, care a fost prima ta interacțiune cu surfingul românesc? În 2006 eram singurul surfer român din European Tour of Longboarding, ETL. Și eram clasat la general pe locul 30. Când am venit în România în căutare de sponsori, am încercat la Ministerul Sportului să vorbesc cu de înființarea unei federații de surf. Dar mi s-a răspuns că nu se poate așa ceva, ca în România. Că nu există surf și că dacă vreau să mă înregistrez, pot să fac sub federația de windsurf. Primul român pasionat de surf pe care l-am cunoscut a fost Bogdan de la Enjoy the Ride, dar pe care nici pe el nu l-am cunoscut în România, ci în Portugalia. În următorii 10 ani am tot cunoscut rând pe rând destul de mulți rideri români, printre care Tibi de la SUP Academy, care, după părerea mea, este unul dintre cei mai mari promotori ai surfului în România. Și nu numai prin campurile internaționale pe care le organizează, dar și prin competiții, activitățile locale pe care le desfășoară la Marea Neagră. Da, cam asta ar fi. În opinia ta, există beneficii în a învăța să surfezi la Marea Neagră? Bineînțeles. Surful este în general un sport scump. Cam totul costă mult. Echipament, transport, cazare. Faptul că poți să faci de la început aproape de casă și la prețul mult mai accesibil este un avantaj. Un surfer consacrat nu s-a uitat însă la Marea Neagră ca o destinație de surf, dar pentru începători, atunci când sunt valuri, este ideal. Apa e caldă în comparație cu oceanul. Curenții de mare sunt non-existenți, valurile sunt ușoare, plajele ușor accesibile și n-avem rechin. Din experiența ta cu diverse culturi de surf din străinătate, cum vezi tu evoluția comunității de surf din România? Fără doar și poate, comunitatea de surf din România este în creștere. Inevitabil. În general, asta va aduce beneficii. Cu cât mai mare comunitatea națională, cu atât mai ușor este accesul la informație, la echipament, materiale, activități, competiții, cursuri de perfecționare pentru surferi, pentru instructori, cooperare în general.
Dar pe de altă parte vorbim și de comunitățile locale, care în general sunt legate de spoturile de surf. Problema de localism nu cred că a ajuns la un stadiu avansat în România. Asta se va întâmpla atunci când comunitatea locală începe să devină excesiv de protectoare și începe să limiteze accesul comunității naționale la valorile lor din motive de aglomerare, lipsă de respect mutual, lipsă de respect pentru mediul înconjurător, etc. Fără doar și poate, comunitatea națională va crește, dar nu și numărul locurilor unde se practică surf, mai ales aici pe litoralul românesc. Asta va crea cu siguranță probleme pe viitor, mai ales dacă nu se gestionează corespunzător. În concluzie, ce sfaturi sau recomandări ai avea pentru comunitatea de surf din România? În primul și în primul rând, respectați-vă unul pe celălalt. Așa cum pe pârtile de schi avem decalogul schiorului și la surf avem niște reguli bine definite, care sunt în general legate de bun simț și respect. În opinia mea, asta ar fi primul lucru pe care școlile de surf ar trebui să-l predea. În al doilea rând, pentru cei care sunteți la început, dacă mergeți la surf doar pentru lifestyle-ul aferent, deja ați plecat cu piciorul greșit. Căutați în primul rând senzația aia sublimă pe care ți-o dă un val de câteva secunde și lifestyle-ul va veni după aia automat. Ce m-a frapat pe mine în România este absența surferilor de longboard. În opinia mea, valurile din România sunt mai potrivite pentru longboard decât pentru shortboard. Și poate că ar fi mai bine ca școlile de surf să promoveze ceva mai mult această ramură a surfului. Și ca o ultimă remarcă, surfingul este o relație de lungă durată între tine și mare. Atâta vreme cât respecti asta, you'll have the time of your life. Cred că asta a fost. Asta a fost. A fost Alex Ciocănel cu ajutorul Cristinei, care l-a interpretat pe Bobby, care ar fi trebuit să adreseze întrebările. Aplauze pentru asta. Alex este unul dintre primii surferi din România. Fața aia nu era neapărat o față plictisită, ci o față obosită. Omul tocmai venise de pe munte după ce a antrenat o zi întreagă, după care a început să chinuie să realizeze interviul pe care l-a rugat să-l facă. Bun, acum de la surfing ne mutăm din nou pe creste în compania unui alt cuplu. Nu este vorba de un cuplu ca al Damianilor, ci de un cuplu sportiv-antrenor. Ea este multiplă campioană în competițiile internaționale de para-snowboarding la categoria ei, obținând podiumul direct din al doilea an de practică. Este un adevărat exemplu de hashtag nicio scuză a sportului românesc, fiind un exemplu pentru tinerii sportivi. El practică snowboarding la nivel de performanță de peste 16 ani. Este fost membru al lotului român de snowboarding, antrenor al lotului paralimpic român din 2018, poziție din care a adus cele mai importante rezultate pentru lot. Obținerea podiumului în clasamentul mondial, argint la Bank Slalom și în clasamentul general, plus calificarea fără wildcard a sportivilor la jocurile paralimpice de iarnă. Și mai este și fondator Evo Sports. Doamnelor și domnilor, în aplauzele voastre, multe, multe, pentru Gabriela Bădicu și Cristian Piciorea! Salutare tuturor! Salutare! Și n-am uitat să vă comunic subiectul, de fapt, general, este hashtag nicio scuză. De aici îi las pe ei, că știu cel mai bine să ne explice despre ce e vorba. Mulțumim, Bobby. Ideea acestui call to action, hashtag nicio scuză, se referă fix la toți sportivii, fie că suntem mici, fie că suntem mari, fie că vorbim de sporturile adaptive sau de orice alte categorii de sporturi. Și aici vreau să faceți cu toții un exercițiu și să reflectați asupra voastră acest call to action. Și să nu ne gândim la bugete, să nu ne gândim că nu putem să organizăm un eveniment,
ci să ne gândim fix la noi. Ce scuze am avea noi să nu putem să ne îndeplinim, nu știu, un target personal, în performanță, în viața de relație, să zic așa, de prietenie și așa mai departe. Gabi, multiplu campion, de cât timp practici? Aproape 5 ani. Aproape 5 ani. Și cum a fost prima dată pe placă? Nici eu nu mă așteptam să fac această decizie, adică când m-am văzut cu placa în picioare la 2 ani după operație, eram, wow, nu-mi vine să cred că fac chestia asta. A fost un moment foarte, foarte frumos. Bineînțeles că la început am mai căzut, dar din căzături învățăm. Ce te-a determinat pe tine să nu renunți? După operație, prin acest sport am vrut să le demonstrez și să transmit un mesaj atât persoanelor, cât și persoanelor cu dizabilități, ca și mine, că nu, cuvintele nu pot, sunt doar niște scuze, iar noi în viață nu trebuie să avem scuze. Și aș vrea să le motivez și să le ajut să se regăsească. Scuzați-mă, am emoții. Okay, okay. Ești între prieteni, ești în familie. Haideți cu o rundă de aplauze pentru Gabi! Și nu aș vrea să se lase descurajate din niște persoane sau din cauza dizabilităților lor, pentru că aceste persoane sunt mult mai puternice decât cred ele că sunt. Bun, perfect asta. Tu te referi de fiecare dată că suntem puternici, da? Ai reușit, ai trecut anumite blocaje, etape și ai pus pe gât prima medalie. Cum a fost senzația? A fost o senzație nemaipomenită, nu mă așteptam, repet, pentru că eram la început de drum cu snowboardul și am luat... La început n-am vrut să particip la absolut nicio competiție, pentru că mi-era frică, nu mă simțeam pregătită, dar am stat un pic și m-am gândit și eram, băi, este o experiență, merită să încerc. Și am reușit în anul 2021, am participat la prima mea competiție, Europa Cup, unde am obținut aur și argint. În 2022 am obținut 2 medalii de argint, iar în anul 2023 am avut ocazia să particip în martie la campionatul FIS Para Snowboard World Championship, unde m-am calificat pe locul 6 la categoria mea. Bravo! Mulțumim de susținere! Bun! Ca să legăm acest call to action, nicio scuză, toți young blazii din ziua de azi, că cred că n-a fost aici instructor care să nu cocheteze cu, să zicem, această problemă. Îl avem pe el mic, îl aducem pe pârtie, îl învățăm să se dezvolte într-un stil de viață sportiv și brusc, hai să luăm o pauză să stăm pe telefon. Sunt foarte ancorați în social media. Este și un lucru bun și un lucru rău. Dar totodată trebuie să găsim un echilibru, să le arătăm cât de important este pentru ei să fie prezenți în tot ceea ce fac, să fie activi în natură, activi în viața lor și social media să fie doar atunci când este nevoie să se documenteze sau chiar și de fan, dar mai puțin. Tu cât timp stai pe telefon? De când cu pregătirile pentru examenul de bacalaureat, nu prea mai am cum să mai stau pe social media, dar încerc să reduc acest prost obicei, aș putea să-i spun, făcând exerciții pentru condiția fizică, încercând să-mi ocup timpul, viez la legat. Citind o carte. Citind o carte, exact. Gabi, eu am o curiozitate, îmi cer scuze, Cristi, că te întrerup. Am o curiozitate. Îndeplinești 2 condiții mai puțin întâlnite pe munții noștri. 1. Ești femeie. 2. Ai o dezabilitate. Cum ai simțit tu, în tine, aceste 2 lucruri puse împreună, pe niște munți care
că ne place, că nu ne place, sunt stăpâniți de bărbați. Și cum ai simțit toată chestia asta? Ai intrat într-o lume nouă, un sport nou, într-o condiție mai mult decât specială. Care a fost, nu știu, trăirea ta? Ce, cu ce te-ai ales de acolo? Care a fost experiența ta? Chestia aceasta că sunt femeie este o problemă. Adică și bărbat, și femeie, și copil pot să faci absolut orice. Iar chestia cu dizabilitatea nu m-a oprit să fac lucrul ăsta. Adică am vrut să, cum am spus, vreau prin acest lucru să transmit un mesaj. Nu există nu pot, nu există absolut nicio scuză. Este vorba despre foarte multă muncă și perseverență și curaj. Bravo! Iar din punctul tău de vedere, Cristi, cum se vede? Tu, fost rider de performanță, da, ai stat în circuitul internațional, membru al lotului românesc de snowboarding. Cum se văd toate chestiile astea prin ochii tăi? Sincer să zic, eu când am întâlnit sporturile adaptive, iertați-mi expresia, dar mi-am dat seama că suntem niște pișecioși, la propriu. Adică, tăria să te duci să te arunci așa înainte, într-un element, într-un traseu, țeavă nu contează, să ai acela tu să zici, bă, pot să o fac, a fost cu totul mind-blowing pentru mine. Adică, eu eram la modul, stai că e traseul ăsta de BX, cum să abordezi elementul ăsta, cum să fac. Nu se face așa. Te duci, te bucuri de flow, care e targetul tău, să te vezi pe podium. Și cu asta vă încurajez și pe voi să construiți în ideea asta. Nu rămâneți blocați. Tu și cu Dan Marcu sunteți singurii antrenori de lot paralimpic pe care îi cunosc. Și singurii oameni pe care i-am văzut lucrând one-on-one și nu numai. Atât cu Mihăiță Papară, cât și cu Laurențiu, cu Pifti, cu Gabi. De ce v-ați lovit pe traseu? Pentru că tu l-a început de undeva și la un moment dat mă aștept că poate ați întâmpinat, nu știu, probleme, bariere, ba din partea oficialităților, ba din partea administratorilor de stațiune, ba știu eu. La nivel național, norocul nostru a fost că a existat acest comitet paralimpic sportiv român. Prin doamna Sali s-a investit atât cât s-a cerut. Nu am reușit să avem acele fonduri care să ne ridice la rangul de performanță, cum este America, Olanda și așa mai departe, de China nu mai zic, acolo deja sunt avioane. Dar să zicem că am avut bugetul necesar. Problemele apar la nivel național, unde nu există infrastructura necesară, aparatura necesară și echipamentul necesar să poți să dezvolți sporturile adaptive. Și totodată nu există un program reglementat ca în alte țări prin care, Doamne ferește, printr-un accident, să vină cineva la tine la spital să zică stai liniștit, viața ta nu se oprește aici. Uite, să facem o încadrare înapoi în societate, prin sport. Ai, poți să faci atâtea sporturi. La noi nu există asta și este păcat. La noi e un fel de gata. S-a terminat drumul, pofta în cui, aia e. Și sper acum, a fost anul trecut să luat o decizie la nivel mondial, ca tot ceea ce înseamnă sporturi paralimpice de iarnă, atât la schi cât și la snowboard, să treacă printr-o decizie FIS la nivelul federațiilor de schi. Acum ei aparțin de Federația Română de Schi și Snowboard și sper și încurajez federația în sine să investească în continuare în acești sportivi, pentru că prin acești sportivi o să reușim să aducem medalii. Nu suntem atât departe ca și discrepanță de nivel față de alte țări. În ei chiar putem să avem rezultate excepționale. Noi, ce este drept, care suntem apți complet, ne luptăm cu un nivel cu care ne mai trebuie încă 20 de ani și să accelerăm, nu știu cum să zic, 40 de ani, 20 de ani ca să reușim să intrecem pe ea, că nu avem ce să facem. Așadar, problemele rămân plăcut acelea și infrastructură, programe de profil și așa mai departe. Acum, încercând să încheiem, deoarece suntem în criză de timp, care ar fi recomandările voastre, și o să încep evident cu Gabi, către cei apți în ceea ce privește hashtag nicio scuză? Ce le-ai zice tu?
Și crede-mă că scuze sunt, oi, câte se găsesc, indiferent că e vorba de shaping sau de antrenament. Celor apți, le-aș spune să se uite la mine și să se gândească, băi, dacă fata asta, fără o mână, poate să se dea pe placă și eu sunt acolo, stau pur și simplu degeaba și zic, nu pot să mă dau, mă pun placă în picioare, am căzut odată, gata, nu pot să continui. Și să stea să se gândească, băi, stai un pic, fata asta n-are mână, a câștigat atâtea concursuri. Asta înseamnă că pot și eu să o fac, eu chiar nu am nicio scuză. Aviz amatorilor ăla care să mai dau la o țeabă, ca deodată fac o bubă, bă, mai dau mâine. Acum am o treabă. Cristi, închei tu. Aici n-aș face o paralelă, dar puteți să încercați pe pielea voastră, deși poate nu este un exercițiu plăcut. Când aveți un blocaj, mai adăugați-vă un blocaj și să vedeți cum scăpați de primul blocaj. Simplu, ca să zic, nu vă iese tricul, țineți o mână la spate, blocați ceva și încercați să dați acel tric și o să vedeți că se deblochează primul cu. Dacă aveți întrebări, vă rog, pentru Gabi sau Cristi. Aplauze, vă rog, Gabriela Bădicu și Cristian Piciorea. Nici o scuză! E bine, oameni faini, dacă până acum am avut câte un vorbitor sau cel mult doi, acum o să încercăm un trialog, să spunem. Așa. Mă rog, o să mergem într-o fisă cumva una plus doi. Ea este născută în Hațeg, schiază de când se știe și e freeride all the way. Nu face mofturi la zăpadă și foarte bine face. Adoră fiecare viraj în diferite condiții. Ocazional își mută biroul pe munte ca să poată îmbina audio-ul cu plăcutul. Aplauze, vă rog, pentru Emma Bravoni! Acum, Emma, băieții au zis să te lăsăm așa, tu. Nu, să vină, că asta e, băieți, n-am. Merg cu introduciunile mai departe. Alături de ea, pasionat de sporturi extreme, instructor de schi și tătic de Shiba Inu. Stai, câine, am aflat și eu de curând. Atunci când nu e pe schiuri, este pe BMX, produce din advertising și public relations, spre deschid de vreo 10 ani, așa. Frisky România reprezent Radu Farchi Fărcășanu! Last but not least, tipul care o să stea în picioare. Hai mă, stai tu acolo jos, că rezolv eu pe grasul, nu, e ok. Vine șef. Un tip supranumit regele țevilor, inginer în majoritatea zilelor, dar își ocupă timpul liber cu schiana și cu MTB vara. A câștigat toate concursurile de freestyle din România și tot timpul vânează cel mai rece și aerisit powder. Și are cel mai nas detector de linii faine și de powder fresh pe care l-am cunoscut eu. Tartor Frisky România, Ștefan Mirescu sus pe scenă, până vă mai vorbiți voi un pic, mai am eu de făcut un anunț. Probabil v-ați întrebat de foarte multe ori, sper eu așa, de unde avem șepcile astea faine și eu și Spencer și toată echipa și o să vedeți și mai târziu. Astea vin de la magazinul cu șepci, de la Disproof, Dan cu brigada acolo în spate, cu un stand, cu șepci, cu biniuri și cu alte asemenea. Ei ne-au ajutat să ne facem, așa, acum l-am văzut pe Dan, credeam că ești mai în dreapta, de-aia arătam așa descentrat. Așadar, Dani acolo, dacă vreți să aflați chestii legate de șepcile astea, oricum, o să tăm cu șepci în voi, dar un pic mai târziu. Până una alta, dați un check acolo, la pioniuri, la șepci și după aceea venim noi cu completarea, că avem destule, nu pentru toată lumea, dar acum na, la care are mâna mai lungă. Iar de aici încolo, bă, băieți, facem așa. Voi doi, ladies first, și completăm pe traseu. Partea de freeride, partea de freestyle și de freeride, că na, nu e ca și când fac doar una sau doar alta. Hai să povestim! Aplauze, vă rog, să înceapă discuția, nu? Hello! Mă numesc Emma, sunt din Hațeg, schiez de când mă știu. Și freerider, practic, de foarte multă vreme.
Mulțumesc că m-ați invitat, că ne-ați invitat, ne simțim onorați. Îți mulțumesc că ai acceptat că prima fază când m-a auzit mă la telefon a zis, no, serios, cum să fac eu așa? Păi da, uite așa, dar nu, că într-un final a fost de acord și tare, îți mulțumesc din suflet. Cred că și băieții ăștia au jucat un rol destul de important în acea decizie. Tocmai de-aia ați făcut și echipă în final. Mulțumim. O să încep prin a prezenta cum văd eu freeride-ul românesc. Mă aud oare? Da? Ah, ok. În primul rând aș vrea să punctez punctele forte și aici vorbesc de comunitatea de aici, o comunitate închegată care are membri cu inițiativă și pe care leagă prietenii foarte vechi. Tot ca și un punct forte aș vedea faptul că trăim în niște vremuri în care avem acces la orice tip de informație, în care suntem la un clic distanță de echipamentul preferat, de multe ori primindu-l deodată cu riderii de la nivel mondial. Tot ca și puncte forte ar mai fi faptul că numărul școlilor de schi este pe un trend ascendent, numărul ghizilor montan care se califică internațional este și acela pe un trend ascendent, faptul că se organizează din ce în ce mai multe evenimente de genul ski touring, salvare montană și de ce nu chiar freeride camp-uri organizate predominant în afara țării. La punctul celălalt, la puncte slabe, aș puncta faptul că acest sport este un sport costisitor. Dacă să faci schi implică niște resurse financiare destul de ridicate, când vorbim de freeride cu atât mai mult pentru că avem și partea de echipament de salvare montană, transceiver-ul, lopata, backpack-ul, etc. Tot ca și puncte slabe ar fi accesul la zonele de freeride. Și aici nu mă refer la faptul că îmi doresc o autostradă, să ajungem acolo. Și o să revin la afirmația aceasta. Numărul evenimentelor, respectiv concursurilor din domeniul acesta este destul de redus. Numărul riderilor care ne reprezintă la nivel național este și acela scăzut și le mulțumim fraților Trandafir că ne reprezintă și o fac cu succes. Numărul locurilor unde ne putem antrena în extra sezon de genul Ride More Center, mulțumim Gheza, Elce și Danica că există astfel de locuri. Și nu în ultimul rând, faptul că numărul experților la nivel național este destul de redus. Majoritatea dintre noi practicăm acest sport la nivel de hobby. Merg mai departe către oportunități. Consider că orice domeniu care se află la nivel incipient sau într-o fază destul de scăzută de dezvoltare, este o oportunitate pentru că orice demers facem, orice eveniment, cum este acesta, orice inițiativă, are un rol foarte mare, are un impact foarte mare asupra comunității. O să vedeți că după ce o să se finalizeze acest eveniment, o să înceapă lucrurile să se miște. Tot ca și oportunitate, ar mai fi schimbul de experiență între instructorii noștri de schi care se certifică la nivel internațional și care se întorc cu un bagaj de cunoștințe care poate fi aplicat și în țară și schimbul de experiențe între organizatorii de evenimente, de campuri de freeride. Aceasta este imaginea mea în ceea ce privește freeride-ul românesc și o să rog și pe colegii mei să își pună opinia în ceea ce privește freestyle. Nu, stai, nu-i băgăm direct pe freestyle, că am ceva de comentat și la freeride. Mai ales tipul ăsta, tartorul ăsta șef, care mi-a spus, pe cuvânt, încerc să-l citesc cât se poate de exact. Băi, eu dacă vorbesc prea mult în seara asta, termin cuvintele până la sfârșitul anului. Da, nu prea vorbesc mult eu. Dar aș vrea să mai completez la punctele forte sau tari, cum zici, că noi în țara asta dispunem de teren de freeride cât vrem, cum vrem și top quality. Adică asta vă poate confirma și americanul din spate, Spencer. They were talking about the awesome terrain Romania has. Like freeriding terrain, freeriding. Yeah. So, cred că el l-a văzut din cea mai bună perspectivă. Ce mai zicem? Haideți să povestim despre cei mai importanti jucători de pe scena de schi a României. Hai, mulțumesc. Trecut.
hai să povestim despre Silviu și Catrine Laicu. Cine nu știe pe Silviu și pe Catrine Laicu? Se ia afară. Se ia afară. Catrine Laicu de față acum este ghid la Helisky, la Whisky, da? Fratele lui Silviu, cel Left Eye Production, sau A Big Question Mark, cele mai importante filme de ski și snowboard de la noi din România. Hai tare din palme și plămâni! Să nu uităm de legenda Alin Manuel Găvozdea, da? Domn profesor! Pro golfer, no surfer, da? De acum povestim despre prezent. Hai să povestim. Lăsăm trecutul în pace, acum na. La băieți mergem eventual pentru sfaturi sau păreri. Despre prezent, da? Unde este cea mai mare comunitate de ski în România? La Miercurea-Ciuc. În Miercurea-Ciuc. Direct. Băieții de la Miercurea-Ciuc în frunte cu Pop Company, da? Cu Pop Company, da? Așa. Simonski Button, da? Simonski. Vă dați seama, dacă doi români au ajuns să se contrazică reciproc, cum se pune accentul în maghiară? Așa. Mai povestim des. La bravo. Natal Marton. E morții. Morții, mai este de la Ciuc, Bea Copaci, freerideriță. Aici a zis bine, Ștefan, a zis bine, da? Da, da. Bun. Și să nu uităm aici omul serii, domnul Pogo. Domnul Pogo, hai de stare pentru Pogo! Vine și momentul ăla specialul primul mai încolo. Salut, Pogo! Și puțin despre viitor, da? Așa. Unde se îndreaptă viitorul? Asta și eu sunt curios. Îl avem pe băiatul lui John Indianu. Îl cunoaște toată lumea pe John Indianu. Legendă. Pe John Indianu, pe John Indianu, da, pe băiat. Băiatul lui Zolan, da? Pe la care îl vedem. 7-20-uri, la Interele Mici, la Mădăraș. Yes. La Beța. Câți ani are? 13, dacă zic bine. Și de la an la an se vede un progres incredibil la băiatul ăla. Deci wow. De la an la an e cu tot o altă persoană. În frirea de vide, te avem pe mie, trandafir. Absolut. Și hai să povestim despre cea mai hipster mișcare a momentului în schiuri. Ia. Yeah. Știți pe Sebastian Bic, fostul fondator Schiul Regen. Din auzite, nu personal. Sebastian Bic, în momentul de față, face schiuri handmade la bazele... În Cărțișoara. În Cărțișoara, la bazele Muntele Iulea. Da? Se relansează topazul, Reginul sau altă schemă? Nu, este firma lui de schiuri Big Skis. Yes. Relansat de el. Urmăriți pe internet. Mai avem niște concursuri foarte importante pe scena locală, unde se adună toată lumea, este Oslo Hike and Ride, cea mai mare abundență de freerider și freestyler. Acolo se face diferența, cum spunea și domnul Trandafir, cine are tehnică și cine nu are tehnică. Da? Eu sunt juriul de obicei de, cred că de 5 sau 6 ani la toate concursurile de freestyle și freeride și majoritatea problemei este... Exit și mâinile aici, da, la buzunar. Clasic. Clasic. Bun, acum, Farchi și Ștefan, voi ați fost în juriu la Oslea ani, tu ai participat la Oslea. Ok, hai să luăm de fapt ladies first. Ce crezi tu că lipsește freeriderilor de aici, freeriderițelor, ca să-i lăsăm pe ăștia să comenteze și să-și ia hate în spate? Ai. Acum, mi-ai anticipat ce urma să fac. Cât la cât cu bucuria asta, un talent natural. Ok, am spus cum văd imaginea freeride-ului și acum o să vă spun despre mine că sunt o persoană care încearcă să devină versiunea sa cea mai bună, indiferent că este vorba despre viața profesională, indiferent că este vorba despre viața personală, dar în special pentru pasiunea mea, schiatul. Și mi-am dat seama în demersul meu de a deveni o schioare mai bună că există factori care țin de mine, cum ar fi pregătirea fizică, intensitatea antrenamentelor, tipul de exerciții, etc., pregătirea tehnică și, de ce nu, de multe ori chiar pregătirea psihică. Dar am realizat că există foarte mulți factori care nu țin de mine și o să dau un exemplu. Faptul că îmi doresc să mă îmbunătățesc tehnica de coborâre și nu apelez la prietenii mei care să-mi dea sfaturi, ci mă gândeam la cine mă poate ajuta în sensul ăsta. Și adresându-mi întrebarea, am constatat că răspunsul este organizația și nu mă refer neapărat la organizație ca la o entitate juridică de genul
asociațiilor sportive, cluburilor sportive, etc., ci mai degrabă la o grupare de oameni care se asociază pentru că au aceeași misiune, viziune, valori. Și dacă se constituie această entitate la nivel de freeride, cu siguranță va avea ca și scop creșterea nivelului de riding din România. Atunci, înseamnă că obiectivele mele personale se aliniază obiectivelor organizației și iată cine mă poate ajuta. Dar spuneam mai devreme că numărul experților la nivel național este foarte, foarte redus și ne gândim că nu toți experții fac parte din această organizație și consider că ar fi oportun să existe o bază de date, dacă vreți, cu profesioniști din domeniu, de genul ghizilor montani, care sunt certificați național, internațional, ghizilor informal, de genul locals, sunt acele personaje la care apelăm când vrem să mergem într-o zonă pe care nu o cunoaștem, instructorii de schi și în special cei de freeride, și de ce nu pro-riderii de la noi din țară? Existând baza asta de date, care poate fi accesată de oricine, consider că m-ar ajuta pe mine, cum spuneam, să devin o versiune mai bună. Bun, am răspuns la întrebarea cine. Haideți să vedem și cum putem să ne îmbunătățim skill-urile. Și gândindu-mă la treaba asta, am realizat că sunt o mulțime de posibilități, dar evenimentele cred că sunt cea mai bună variantă și aici mă refer la competiții sau la evenimente necompetitive de genul freeride-urilor camp organizate în țară și subliniez în țară pentru că cred că numărul lor ar fi mult mai mare decât cele organizate în afara țării, accesibilitatea ar fi mult mai mare și overall cred că ar crește atractibilitatea către sportul acesta. Și nu în ultimul rând, unde pot să-mi îmbunătățesc skill-urile, consider că ar fi oportun să mapăm, cartografiem, nu știu cum să spun, zonele de freeride din țară, respectiv să creăm o hartă în care să avem indicat drumul de urcare, varianta de coborâre, poate o zonă descriptivă unde să existe... Și, adică un FATMAP local. Exact. Da? Unde să avem linii de urcare, exact, exituri și tot ceea ce trebuie, detaliile terenului. Mă gândeam și eu parte descriptivă, unde să avem detalii de genul cât timp până ea să urcăm, să coborâm, ce nivel de riding trebuie să aibă cel care merge. Foarte important. Foarte important, nu? Chestia asta chiar am văzut-o împreună cu Ștefan în Japonia, pe o urcare destul de grea. Acolo chiar a fost prima dată când eu, cel puțin, am făcut un exercițiu cu așa ceva. Erau toate detaliile legate de ce variantă de urcare ai, cât durează în funcție de condiții, care sunt variantele de coborâre, care sunt riscurile, absolut toate informațiile necesare pentru orice amator de freeride să poată să plece, mă rog, nu de nebun pe cont propriu, dar astfel încât să poată să ajungă într-un loc în care nu a mai fost niciodată și totuși să aibă niște informații pe care să le poate utiliza în teren. Cred că este esențial să avem genul ăsta de informații pentru că timpul este o resursă limitată, ar trebui să încercăm să ne transformăm experiența schiatului într-una foarte benefică și timpul e foarte important, da. Este important și să ne implicăm toți. De ce? Iată, Marius are experiență în Munții Ciucaș, zona de acolo, cunoaște foarte bine terenul. Oameni ca voi, ca Ștefan, ca Farchi, ca Emma, ca Pogol, în mod deosebit. Pe Pogol puteți lua efectiv ca cârmaci șef în zona Pâlea și zona Făgăraș. Adică toți împreună vom putea să facem treaba asta. Și noi promitem că RideTrack ne vom implica cu tot ce este nevoie și ce putem să facem, dar este clar nevoie de așa ceva în privința freeriding-ului. Dacă răspundem la întrebările astea, cred că ar crește accesibilitatea și atractivitatea sportului ăstuia. Cred că ne-ar crește nivelul de riding a nouă, celor care ne aflăm aici. Ar crește numărul școlilor de schi care să aibă ramura asta de freeride, că în momentul de față există trendul, dar nu este foarte bine pus la punct. Ar crește numărul ghizilor montani care se certifică internațional, instructorilor de schi care să se certifice internațional, s-ar putea face recrutări din școală a noilor sportivi, a noilor atleți care să ne reprezinte la nivel internațional. Acum mai rog și pe colegii mei să
Băieți, voi ați cam șomat acum, a zis Emma tot și numai. Aplauze, vă rog, pentru Emma. Ok, băieți, completări, indiferent că e vorba tot de zona de freeride sau freestyle. Idem freestyle, mulțumesc. Idem freestyle, bun, am înțeles. Întrebare pentru freestyle. Mă rog, la freeride am văzut clar participarea este mult mai mare, atât la ski, cât și la snowboard. Ștefane, tu activezi în zona de freestyle de hât, vorba regele țevilor. Da, îmi aduc aminte de vreburile în care te băteai cu brocoli sau cu ghițucă. No, s-au dus, băieții s-au retras la casele lor, aia e, bate buletinul în țavă. Dar pe de altă parte, încearcă să ne explici un lucru. Pardon. Ce? Nu s-au, mă rog, s-au retras, adică nu i-a mai văzut, adică s-a rămas, fraierul a rămas singur să ia tot, știi? Nu se mai pune nimeni în cale. De ce? Unde sunt, în afară de ciucani? Ciucanii, știm, pepiniera crește acolo. Și stai așa, adică tot centrul freestyle skiing-ului românesc e în Ciuc? Nu se mai întâmplă nimic, cu toate că parc la Arena Mădăraș. Da? Parc mai mici, mai așa, ba la Straja, ba Muntele Ming, ba... De ce? Pentru că se vede calitatea, să zic așa. Unde se face lucruri de calitate și vin lucruri bune din spate și înspre viitor. Și înseamnă că doar calitatea setup-ului motivează riderii, tinerii să se apuce de freeski. Calitatea per total. Calitatea oamenilor, calitatea setup-ului, cum zicea și Danica, înțelegerea din partea conducerilor și susținerea pentru direcția asta. Sunt foarte multe, adică, na, mai sunt și alte evenimente care se fac pe genunchi și acolo lipsește pasiunea pentru treaba asta sau nu neapărat pasiunea, dar cumva oamenii le fac ca să fie făcut sau să se laude sau mai știu eu. Goal-ul, end goal-ul nu este cel potrivit. Exact, exact. Ăla trebuie făcut cât mai bine, să accepți sfaturi de la alții care știu, să practic mai mult, fă mai mult și plânge-te mai puțin. Farchi, chestia... Exact, stai mai puțin, exact ce spunea Ștefan. Să ne plângem mult mai puțin. Noi doi am învățat să ne dăm pe o țeavă în 2006, cred, era mai scurtă decât scena. O duceam din Sibiu cu mașina în satiunea veche și făceam un kicker, atâtica, și ne dădeam la ea toată ziua. Sudată pe un litru de pălincă. Toată ziua. Ok, am o curiozitate. Credeți că faptul că nu se apucă atât de mulți tineri de freeski, de freestyle ski, depinde și de voi? De voi, când zic voi, nu de tine și de Ștefan. De ăștia mai bătrâni, mai trecuți prin. Depinde și de voi chestia asta sau doar de ăia care organizează, care și-i pănesc, care... Asta e din punct și cum vezi în social media, da? Snowboarding e cea mai cool mișcare a momentului pe zăpadă, da? Cea mai cool. Peste tot, vezi numai eduri cu top, îți numai snowboardiști și tot munte și tot felul de prostii. Nu vezi un ed cu un schior. Dacă vezi un ed cu un schior, este un schior care dă o stâncă masivă. Asta nu invită pe nimeni să zică, wow, pot și eu asta de la început de tot. Da? Nu e chiar așa ușor la schi și majoritatea se apucă de snowboard crezând că, wow, îți mai cool dacă mă dau cu snowboard. Nu, de fapt e mult mai ușor cu snowboard-ul, e clar, adică o să recunosc orice ori din zi sau din noapte. Da, și la un moment dat exista așa o barieră între o generație mai veche și una mai nouă, care cred că a fost așa o nesincronizare în timp, cu maturizarea brigăzii mai vechi un pic și cu atitudinea lor față de cei mai tineri, pentru că îi luau și... Venea copilul, bă, dar cum fac și eu aia? Bă, dă-te că n-am timp de tine. Exact, ce spuneam și mai devreme. Da. Nu, dar acum s-a schimbat treaba asta, toată lumea, adică toată lumea pe care cunosc eu mai cu experiență în spate, să zic așa, e foarte deschis și ajută pe oricine care vine să încerce sportul. Bob, îi spune tu, cele mai faine ture cu cine le-ai dat? Cu schiori. Da, de ce da. Să, nu... N-am ce zice aici, deci chiar cele mai tari ture de freeride cu schiorii, indiferent că a fost Grasul sau că a fost Borac sau că a fost Sonia Drăgan sau alții, dar da, cu schiorii, aia e, pe Grasul folosesc ca detector de powder, indiferent unde merg în lume, adică nu. Da, te rog, uite, se adaugă ceva din public. Că schiorii pot să se bage pe
prin niște locuri pe unde snowboarderii nu pot. Dacă ție îți place să crezi asta, bine. Scuze, nu există, nu pot, numai nu vreau. Ce a spus domnișoara mai devreme? Nicio scuză! Nicio scuză! Mulțumim! Eu, de exemplu, folosesc atât pe Ștefan, cu el m-am dat cel mai mult, eschiorul care m-am dat cel mai mult, dar întotdeauna l-am folosit să mă provoc de cel. Vedeam că se bagă nebunul prin niște lucruri pe care am... Dacă nu eram cu el, n-aș fi dat. Și așa sunt vreo două care ți-am rămas dator. Vă rog frumos, dacă aveți întrebări pentru Emma, pentru Farchi, pentru Ștefan, toți trei în cor, te rog, Dani. Ștefan, știi cumva data de la concurs Arghita Mădălaș, Petrol & Snow? Da, 22-24 martie 2024. Ne vedem acolo. Așa, am uitat să vă anunț, așa că vă așteptăm acolo. Ăsta da promo! Ce scuze? Pentru Ștefan, care crezi că e cel mai bun schior din România? Stați așa să se caute un pic în buzunar. Asta e cumva un inside joke, așa am avut o dezbatere weekendul trecut după prea multe pălinci, nu eu, ei. Și am rămas la adică am ajuns la concluzia că prietenul lui Măslina Ghițu că ar fi cel mai bun schior al nostru. Bine, pe bună dreptate, nu, n-am ce comenta. Persoanele de față. După tine sau înainte? Da, corect, frumos, frumos spus. Statistic. Cine a câștigat cel mai multe concursuri anul trecut? Anul trecut? Statistic, Mirescu e un fel de Djokovic al frischiului românesc, nu? Statistic! Hai să nu ne întindem. Dar cu mai puțin păr. Dacă mai aveți întrebări, altfel, aplauze vă rog pentru Emma, Farchi, Ștefan, Frischi România! Înainte de a introduce următorul vorbitor, vă aduc aminte de un cod QR care se află... Mircea, ridică tu mâna, că te vede lumea. Lângă Mircea, acolo, e un cod QR, skates.ro, așteaptă să-l scanați. Mai este încă un de genul ăsta, dar afară, lângă steagul skates.ro, din de lângă copacul, era zic copacul skates.ro, de la n-aveți încă. Așa, puteți scana și acolo, băgați-vă repede, aveți de dat un follow pe pagina de Instagram a skates.ro, după care să completați niște date, niște informații, niște răspunsuri la niște întrebări pe care vi le-a pus Andrei. Andrei, se poate și pe tine, așa. Bun, după care, evident, vă calificați pentru giveaway-ul la care veți pune mâna pe o pereche de ochelari, unul dintre voi sau una, pe niște Oakley, fine de tot. Bun, deci nu uitați, scanați, așa, bravo, uite, dă un exemplu, acolo, bravo, follow-it. Ei bine, acum ar fi trebuit să o avem sus pe scenă pe o tipă pe care cred că o știe toată lumea. Snowboarderiță, artistă, shaperiță, este un giga personaj, Laura Zanetti este ea. Din nefericire, Laura nu a putut să vină, este tocmai în Temeșvar, în vest, acolo la Timișoara și nu a reușit să găsească o variantă. Eu recunosc, nu am vrut să o las să conducă singură până în București. Drept urmare, ne vom bucura de ce ne va spune Laura data viitoare. Și voi sări drept urmare la următorul moment. Ei bine, scena Artitox va fi luată în primire de doi ambasadori Rai Tribe România. Îl mai tânăr, nu că celălalt ar fi vreun vârstnic, și-a început cariera între ale extremului pe scooter, după care a ajuns pe BMX, pe snowboard și agățat în kite. Acum 2 ani a fost singurul român care a reprezentat oficial România în finala World Rookie Tour din Caprun. DJ de minimal în timpul liber, ne va încânta și la noapte, posesora unei perechi mari, mari de cojones și, în general, un super tip, un personaj de sus până jos. Aplauze, vă rog, pentru Matei, Matt Prisecaru! Bun, ăsta e tânărul. Acum vine ăla, bătrân era, să zic. Colegul de scenă lui Matt și-a semnat intrarea în lumea alternativă pe la 10 ani, tot pe scooter, coincidență. După care a schimbat magazul pe BMX. Câțiva ani mai târziu a primit cadou o pereche de schiuri, așa că s-a apucat de snowboarding. Eu l-am cunoscut în Adrenaline Mountain Park, pe când încă era în grupa mică și se dădea pe o, nu știu, să-i spunem, ușă de dulap, mai grea decât el și care părea din toate încheieturile. Astăzi
nu puțin suntem cei care admirăm stilul și casca. Vă prindeți voi imediat de ce? The Watermelon Boy, Cătălin Cătăcătuț, Popa! Hai, hai! Hopa sus! Așadar, Matei și Cătă, băieți, vrem să auzim și din gurile voastre, adică na, unul e mai vechi, altul e mai nou în comunitate, în zonă, bine ați venit, v-am primit cu brațele deschise, sau mă rog, cel puțin așa îmi place să crede, bine ați intrat, bine ați venit aici, vrem să auzim din gurile voastre, la fel cum a pus Farchi problema, trecut, prezent, viitor, astea. Începe tu, zi tu, că pe mine mă bușește râsul, nu? Ce să zic, eu am emoții, îți des cu emoții, că stau la oameni. Adică... Stai, că are un buton jos acolo, tocmai vreau să mă împiedic de butonul din Dota, ha? Gata. Hai și voce. Hai, că voi și eu. Salut, eu sunt Prisecaru Matei, Mat, el e Cătuț și ambii practicăm freestyle snowboarding. Și ne place să dăm la lopată în același timp. Ție știu pe Matei, încă îl mă aștept. N-are încotro, până la urmă, dacă vrem să ne dăm pe niște chicări sau ceva, tot noi ajungem să le facem. Cam așa e la noi. Da. Și o să vorbim un pic despre problemele pe care le-am întâlnit în timp, în legătură cu acest sport, care e cam impracticabil la noi, să spun așa. E, hai, nu o fi chiar așa de trist. E mult spus impracticabil, dar e greu, că e mult de dat la lopată. Fii atent, indiferent ce urmează să spui, să spuneți, nu uitați hashtag nicio scuză, să nu vă pună păcatul, da? Mar, nu există scuză, nimic nu e imposibil, dar cel mai greu din punctul meu de vedere e că nu ai cu ce sau cu cine, probabil n-ai susținerea aia mare de care ai avea nevoie eventual să-ți construiești snow park-ul, să faci evenimente și tot ce ai nevoie. Ai susținerea și să ai cu ce și cu cine. Cel mai important. Băi, cum a fost la început? De tine mi-aduc aminte când ne-am cunoscut în AMP. Acum mulți ani avea o placă super dubioasă, ne uitam toți la ea să nu-l omoare. Exact. Prima mea placă în Salomon, țin minte. Și la început, după câteva zile de riding, s-o rupt, dar totuși eram acolo, era concurs, am zis, fai, uite... La noi la concurs chiar ai ajuns, îți făcea tailul, toate felurile, exact, nu știu că te dădeai cu ea. Era cantul rupt, alpa, dar totuși n-am vrut. Spune-ne, cum a fost atunci, cum te-ai simțit atunci, inclus în grup, în familia de freestyler? Da, da, ce ai simțit? Ai simțit dragostea a brigăzii sau nu? Exact, de asta am și ajuns să mă îndrăgostez de snowboard și de tot. Pentru că eram acolo mai ales mic, brighidiu, cu placa ruptă, am zis, fai, toți râd de mine acum, ce caut eu aici? Dar bă, din contră, toată lumea era hype, big up, pompă, să mă pompez cu ei acolo, să mă dau să-mi iasă tricurile, toată lumea mega love acolo era. Matei, la tine cum a fost? Pe ține nu ți-am prins începuturile, ție ți-am prins continuarea. Cred că am sărit primele 3-4 episoade din cariera ta de border, dar după aceea și-am văzut. Dar cum a fost la început? Da, cum ai simțit? Am intrat în acest sport prin contact cu echipa Freshmeat, ownerul, co-owner a fost aici pe scenă mai mult și am avut o experiență cât de cât ok, m-am integrat repede, au fost oameni deschiși, mult mai în vârstă decât mine, care m-au băgat în seamă de la început. Am avut și norocul de a fi cât de cât în demo pentru că m-am dat pe trotinetă înainte și cumva știam să mă dau și pe snowboard, să-mi iasă niște tricuri, să așa, și m-am integrat destul de repede. N-am întâlnit foarte multe probleme, am avut o accidentare destul de nașpa la început. Na, shit happens, ce să facem acum, Ana? E cam zui de job, intră în fișa postului, nu scăpăm de astea. Dar spune-mi, hai să te întreb așa, pe față, te-au sprijinit, mă, bătrânii, te-au ajutat, ăia din jur? La care mergea zici, bă, nene, am auzit de ăsta, nu știu, că-l cheamă, nu dau nume, n-are sens. Bă, cum dai back blunt-ul ăla? Cum dai... Da. Păi au fost diferite episoade, adică au fost momente în care m-am dus la oameni sau au venit chiar oameni la mine când m-au văzut că mă chinui cu anumite trick-uri, skill-uri de încercam eu să le fac și nu-mi ieșeau, au venit oameni să-mi explice cum se fac corect, cât să nu mă accidentez, cât să am o progresie cât mai cursivă, să spun așa, dar în același timp au fost și momente în care m-am dus la diferite persoane și am întâlnit genul ăla de specimen, de genul, bă, ce vrem, o pleacă de aici. Dă-i mă drumul de aici. O să vorbim când o să mai crești, nu?
Ceva de ce... Ți s-a răspuns cu o să vorbim când o să mai crești. Exact. Am înțeles. Că și... Clar, din punctul meu de vedere, ai printre cel mai important oamenii cu care stai și susținerea necesară ca să ajungi unde vrei să ajungi. Categoric. Băieți, și acum hai să intrăm așa, în pâine, cum trebuie. Amândoi, tu deja ai niște ani de dat în comunitate, în evenimente, cascație recunoscibilă, ori pe orice munte te-ai afla. Matei, încă la început, ajunge să fie cunoscut acum. Băieți, o luăm de data asta de la cătă, o luăm din stânga în dreapta. Spuneți-ne, în urma experiențelor voastre, care vi se par vouă cele mai mari minusuri în ceea ce privește comunitatea de freestyle snowboarding? Și aici mă refer, indiferent că vorbim de setup-uri, de evenimente, de oameni, de mentalități, anything goes. Păi, în primul rând, cred că evenimentele. Am putea încerca să facem un pic mai multe evenimente, că din păcate avem doar câteva concursuri de freestyle într-un sezon, poate chiar maxim 2-3. Cu asta am putea începe și în același timp clar și setup-urile. Avem nevoie de mult mai multe snowparkuri în țară, clar. Trebuie să avem unde să ne antrenăm și, cum spuneau și înainte colegii, snowparkuri cât mai profi, cum vedem afară. Nu gâlme sau chicăre mici sau... Nu, să avem de toate. Matei? Da, așa, deci întrebarea era respectivă. Și eu am dat exact de aceleași probleme. Eu aș zice mai mult că locurile de antrenament, adică snowparkurile, ar trebui să se dezvolte mult mai mult, să avem snowparkuri mai profesionale, cu rampe mai făcute mai bine, cu aterizări mai ca lumea, să zic așa. Deoarece eu, spre exemplu, am avut experiența acum un an sau doi, când am fost cu Bobby la finala World Rookie Tour în Austria, unde am ajuns și erau niște rampe, nu a zice extraordinar de mari, erau imense, dar... Erau impresionante, hai să punem așa. Da, eu prima oară când am văzut pe un băiat ca sări la kickerul de acolo, i-am zis că eu nu o să o fac. Am dus la Bobby și am zis, bă, nu cred că ne băgăm în concursul ăsta. Ceea ce a fost cât de cât genant, eu țin minte că mergeam și vorbeam cu... mai mulți snowboarderi de pe acolo și eu le ziceam, bro, I have a problem. At home I build my own kickers and they're like this big. Și da, mi-a părut rău că am ajuns acolo, n-am avut cine știe ce rezultate. A fost bine totuși că am ajuns, m-am cunoscut cu o comunitate. Nu știu dacă ați observat, foarte frumos, nu știu dacă ați observat cât de mișto a ocolit răspunsul. Da? Deci care sunt problemele, Matei? Care sunt minusurile? Pentru că până acum să fim cinstiți. Noi, cel puțin, brigada Ride Tribe și majoritatea partenerilor noștri, am fost de acord cu un lucru. Ne-am săturat să băgăm mizeria sub prăși. Și am ajuns la concluzia că dacă o scoatem de acolo și o conștientizăm, vom ști ce să facem ca aia să nu mai apară în peisajul în care ne scăldăm noi. Drept urmare, hai să vedem. Ați văzut chestii, să le spunem minusuri, care ar putea fi transformate în plusuri cu eforturile de rigoare? Care ar fi acelea? Din punctul vostru de vedere ca rideri. De ce am dat așa ca și minusuri? Trecând peste, da, infrastructură, cap, plus chestii care n-au cum să, nu depind de noi, indiferent cât de tare ne-am dat peste cap. Sunt alte lucruri care, într-adevăr, depind de noi, de comunitate. Lipsa de mentalitate de lucrat în grup, așa. Adică, uneori a fost mai bine, uneori a fost mai rău. Sincer, majoritatea timpului a fost greu să ne organizăm cu toții să obținem un scop, așa, să facem o chestie corectă de la punctul A până la punctul Z, nu? Zic bine? Ok, așa. Ar trebui să ne focusăm cu toții, mă rog, de fapt, problemele. Așa, ce probleme am dat? Da, asta ar fi problema, lipsa de lucru în echipă cu toții. Așa. V-ați emoționat? Da, eu chiar da, rău. Haideți să-l ajutăm pe Matei să mai tragă emoțiile, nu cu aplauze, cu întrebări. Să vedeți ce repede se liniștește. Uite, e una acolo. Pentru Cătă. Am scăpat un pic. Bun, Cătă. Având în vedere că tu ești deținătorul Django, tu și Daria, vreau să știu dacă ați pregătit traseul pentru anul ăsta.
categoric. Și n-aveți idee, fai o să fie ceva de nu mai întâlni România, clar. De-abia aștept. N-aveți tupeu să veniți. Strașa grupul verișorii. Dacă mai aveți întrebări, faceți-mi semn, încerc să stau cumva astfel încât să vă văd pe toți. Încă nu, dar vă mai gândiți. Ce ați face voi, băieți? Ce ați schimba voi astăzi, acum, dacă ați putea, față de ce s-a făcut până acum? Aș lua snowparkurile alea de la Straja, de la Sibiu și de la Harghita și le-aș pune pe Valea Prahovei. O să vorbim și de o treabă pe Valea Prahovei, dar nu chiar acum. Deci asta ai face tu, tu le-ai lăsat pe aia săracii în dânsa goală, așa ca să le aduci aici. Bravo! Nici chiar, dar cel puțin în fiecare zonă muntoasă din România să fie un snowpark. Yes! Da. Iar și pentru chestia asta trebuie să depunem iară toți eforturi. Exact, exact. Și mai multe centre de antrenament, cum a făcut Gheza la ei acolo. Mai multe zone. Avem nevoie de asta dacă vrem să fim niște rider mai buni, nu? Perfect adevărat. Și care ar fi o chestie pe care n-ați schimba-o pe nimic? Tot de aici, din ale noastre comunități. Freestyle. Comunitatea asta de români și de oameni faini. Bun. Dacă mai aveți întrebări pentru Matei și pentru Cătă, Santi! N-am neapărat o întrebare, dar da, tot ce a zis e adevărat cu parcul și așa, dar avem o problemă mare, zăpada, că noi suntem toți motivați, eu, că toți. Toți am vrea să facem niște parcuri, numai că nu este zăpada și nu. Vreau să zic să facem toată lumea mătănii să ningă. Yeah. Do the snow dance! Să vină zăpada! Ăla-i, am mai văzut o mână ridicată undeva, așa, hai mai aproape că nu mai ajunge cablu. Aș avea o întrebare legată de progresia ta de-a lungul sezoanelor, sau progresia voastră de-a lungul sezoanelor, pe tine te cunosc de mai demult timp și uitându-ne înapoi, ce ai putea face mai bine pentru ca progresia voastră să fie mai mare, mai puternică, să vă impacteze modul în care vă dați mai puternic. La mine cel puțin să nu fi fost așa kamikaze și dilău când eram mic, un pic mai calculat, să o iau treptat. Da, exact, cam asta vreau și să spun, că să o iei cursiv, asta e toată treaba, să progresezi de la un trick la altul care să se lege, nu să sari de la backside 180 la backflip rodeo. Mulțumesc, mulțumesc. Alte întrebări mai avem? Aplauze, vă rog, pentru Matei și Cătă. Nu pot să mă abțin să nu-i fac lui Matei o observație, dar el de-aia e copil și eu de-aia sunt mai mare, să zic că te prezinți cu numele de familie doar când înaintea numărului de familie se spune acuzat cu tare. Da? Bine, mulțumesc. Așa, asta e un fel de na pentru toată lumea, dar să nu ne mai prezentăm cu numele de familie prima dată, că de-aia spune numele mic, nu ăla primul, first name. Bun. Și am ajuns și la ultimul vorbitor, la Artie Talks. Vine de la malul mării, acolo unde s-a și molipsit de ceea ce îi cam conduce viața de niște ani încoace. Iubește să fie pe val, apreciază locurile de dat mai pustii, dar nu le refuză nici pe cele aglomerate dacă au valuri faine. Nu-i plac competițiile și se provoacă constant în a ieși din zona de confort, deoarece a observat că așa progresează cel mai rapid. Onorată asistență, prieteni, el este Alex Vasile, cu și despre experiența lui în surfingul românesc. Cu bune și nebune! Microfonul e acolo! Aplauze pentru Alex, vă rog! Salut! Hai! Ce să zic? Am ajuns, sunt la sfârșit. Tu închizi, dar nu te las singur. Mulțumesc. Știi cum e, un fel de cire așa de pe tort. Mulțumesc. Îți aparține toată scena, tot momentul, tot publicul. Acum, te las pe tine de fapt să începi și mă bag eu după aia așa ca... Ce să zic, îmi place marea, mă joc cu ea de 20 ceva de ani, am învățat să o respect, am învățat să o folosesc și acum vorbim despre surf, că e la modă și toată lumea vrea să facă surf, probabil. Și o să povestim despre
despre ce e bine și ce e rău în comunitatea. Exact, și ca să ne simțim bine, să nu cumva să ne arate lumea cu degetul, spune, uite-i pe ăștia ce pesimiști, negativiști și nasoi sunt, hai să începem cu alea bune. Da, ce e bine? Avem evenimente pentru care suntem foarte cunoscători, avem instructori deja școliți de ISA, de Institutul... Federația asta internațională de surf. Avem magazine care se implică cât de cât pe lângă kite și ce se mai mișcă prin lumea asta sporturilor de apă, se implică și în surf. Și avem sportiva, avem o comunitate care crește. Încet, încet crește. De unde eram așa câte unul, am ajuns să fim mulți. Și, na... Treaba crește, lumea cumva se unește, hai, nu neapărat chiar toată lumea, dar totuși există un trend acolo de a trage în aceeași direcție. Așa, ce ar mai fi bun în afară de asta? Uite, se întâmplă cu cea și Tibi, tu ești organizator de evenimente, dacă reușim să și unim acum parfum. Să avem câteva evenimente, avem câțiva organizatori, dacă... Na. Avem ce ne trebuie ca să facem surf, avem mare... Asta este extraordinar că avem o mare unde putem să facem surf. Gândiți-vă cât de mult surfing am fi făcut dacă eram în Ungaria. Asta zic și na, ar fi foarte tare dacă am putea să ajungem să facem ceva organizat, mai mult organizat cu din evenimentele astea. Adică să facem ceva de genul un campionat național unde care să aibă câteva etape. Campionat național câteva etape în niște locuri din țară și cu o finală mai serioasă, undeva la ocean poate, cum fac vecinii, spre exemplu, ungurii care n-au mare, fac un campionat național în fiecare an în Portugalia și au sportivi mult mai bine pregătiți decât noi, care se antrenează specializați, pentru că există antrenori care te duc de la un nivel mai avansat, te duc la un nivel și mai avansat, ca să poți să performezi. Cum să zic, care ar fi? Că ideea ar fi să putem să avem tineri care să învețe mai repede surf, să poată să facă mai bine surf, mai repede și să aibă acces la asta. Hai să legăm un pic și de partea de educație. Deci, la un moment dat vorbim cu Alex Ciocănel, care a avut acea înregistrare mai devreme, îmi spunea, băi, știi, e cumva dubios cu promovarea asta a surfingului, parcă o vrei, parcă nu o vrei. Exact. Și eu eram zis, băi, știu și eu de problemele cu valul, cu înghesuiala pe val, cu dăi, cedează-i, ăia care nu au auzit de reguli, ce să mai cedeze cui, ți-a trecut placa prin gât. Tu cum vezi treaba asta? De ce? Din punctul meu de vedere, eu nefiind surfer, ok, am cochetat și eu cu surfingul, cu Tibi am fost în prima mea tabără de surf și am învățat. Din punctul meu de vedere, la mine e simplu, bă, cu cât mai mult scoate mai bine. După care se ajunge la punctul tău de vedere sau al lui, cei care știu cu adevărat să se dea și care ce? Ce ai zis, stai din gură, pleacă de aici, cum adică mai mult? Păi după aici ce facem? Că valurile sunt atâtea. Atâtea, da. Și dacă noi venim acum 300 pe alea 50 de valuri, iese cu măcel. Care-i de fapt E undeva la mijloc treaba asta, că eu sunt fericit de să fiu singur în apă. Dar câteodată, na, e tare să te bucuri cu cineva de valuri. Adică, cum să zic, vara e binevenită toată lumea. și poate să învețe oricine să facă surf. Deci, cu alte cuvinte, ok, promovăm, dar cred că trebuie să o promovăm inteligent. Promovăm și e bine să promovăm și să educăm în același timp. Exact. Adică, cum să zic, ar trebui școlile se implică cât se pot implica la noi, că na, asta e, comunitatea e mică, publicul e restrâns, dar încet, încet, instructorii ăștia școliți de ISA o să învețe să facă treabă mai bună, sunt convins. Și oamenii care o să le placă surf-ul o să se documenteze și singuri și o să poată evolua din ce în ce mai bine singuri și să-și dea seama că
nu poți să faci anumite lucruri, că nu o să fie bine nici ție, nici vecinului de val și tot așa. Pe lângă asta, România are din ce în ce mai multe locuri bune de surf. Adică plajele s-au extins și mai spre sud și o să continue extindere. Sunt multe locuri în care se pot duce oamenii să facă surf. Na, la fel, cum vânezi și zăpada, așa vânezi și valurile, urmărești vremea, vezi dacă te înveți, știi ce să urmărești, știi ce-i bine pentru tine. Totdeauna am zis, nu trebuie să te bagi cu capul înainte, trebuie să știi ce poți, trebuie să te bagi unde poți și, na, o să se întâmple lucruri bune, adică o să ajungi să poți să te bucuri de mare. Care ar fi, din punctul tău de vedere, Car Rider? Te-am văzut, te-am urmărit în online mai mult, e adevărat, te-am văzut în acțiune o singură dată și chiar am apreciat. Acum, din punctul tău de vedere, Car Rider, care ar fi acele probleme pe care riderii români, comunitatea românească, trebuie să le depășească astfel încât să poată să ajungă next level? Fără jenă. Aici nu e vorba de aruncat o vină, de arătat un deget. Nu, e vorba de... Ci doar de realizat niște probleme pe care trebuie să le rezolvăm împreună. Una peste alta ar trebui să fim mai... Adică e clar, ca în orice activitate de genul ăsta, trebuie să fim mai uniți, știm. Există, spre exemplu, deja sportul surf este oficial recunoscut în România, ceea ce este un mare pas. Mi-ar plăcea să nu ne mai alege poliția de pe plajă cu mașinile, să putem să, adică să ne folosim de treaba asta, cum a zis și tipul. Tot de educație ține, doar nici, că asta trebuie făcută one-on-one. Nici salvamarii să nu ne scoate din apă, dar în fine. Așa, una peste alta, cred că evenimentele astea ar putea să ajute, pentru că ne strâng, ne adună, ne ajută să ne străduim împreună să fim mai buni. Ce să zic, a fost, de exemplu, o experiență plăcută finala pe care a organizat-o H2O în Portugalia, care ne-a dus într-un loc, bine, nu că n-am mai fost fiecare în treaba noastră, dar ne-a dus împreună într-un loc bun de surf, unde ne-am ieșit din zona de confort, am reușit să creștem un pic nivelul, am învățat mai multe, am văzut cum se face, am văzut că există niște antrenori care poate să facă niște lucruri, să te învețe, să faci lucrurile mai bine. Și, na, am putea să facem. Eu cred că un campionat din astea trei, câteva evenimente pe care le avem în fiecare an, un campionat mai bine pus la punct, mai bine structurat, cu puncte acumulate, cu o finală, cu ceva mai clar, ar putea să aducă și niște sponsori în industrie, ar putea să aducă niște oameni mai motivați să-i ajute să se motiveze mai mult, să învețe mai bine, să-și dedice mai mult timp pentru asta, și atunci lucrurile ar putea deveni mai profesionistice. Nu știu cum e la voi, dar mai devreme vorbeam și era aici când am spus că mai multe clinci, mai multe schimburi de experiență între instructori, între rider ar prinde bine, probabil că la fel și în zona surfingului ar prinde bine clinici care să fie evident gratuite, hai să spunem ușor de accesat. Pentru că cuvântul ăla gratuit în România începe să aibă o valență din aia, băi, e gratis, înseamnă că valoare Ar fi, dar trebuie să fie accesibil tinerilor. Să fie accesibil, exact. Dar acest tip de clinici venite din partea riderilor ca tine, ca Tiberiu, ca Balec și alții care mai sunt, Bogdan, cred că ar fi mai mult decât bine primite, mai ales de către cei tineri. Clar. Tot ce se întâmplă la nivelul de educare în surf, educația tinerilor, e privat. Nu știu, îmi cer scuze, iartă-mă, este un anunț super important pentru umanitate. Cei care aveți mașinile parcate un pic mai sus, stația de autobuz, acum plecați pentru că poliția locală l-a ridicat. Wow. Deci rapid, acum, dunga, repede, spune bună seara, eram aici 3 minute și băgați-le în parcare. Mulțumesc, Cristi, pentru... Puteți să fugiți și dacă girofarul e în funcțiune. Așa m-a învățat un polițist local. Ok, scuze pentru întrerupere. Da. Nu se întâmplă nimic ca, cum să zic, organizat și nu avem ajutorul autorităților. Adică Constanța e un oraș mare. Ar putea să fie măcar o sesiune pe lună, vara, pentru copiii din
școli, din licee, să zicem, să facă surf. Și nu neapărat o sesiune, ci poate un weekend, un set de 3 zile în care ceva, să se petreacă timp împreună, să se vorbească atât la nivel teoretic despre ce și cum, exact, și reguli și educație, cât și la nivel practic în apă. Alea 3 zile fac două lucruri. Odată pasează informație, doi unesc comunitatea. Exact. Se pot face lucruri. Da. Una peste alta timp o să ne arate că oamenii interesați sunt și oamenii implicați sunt și le mulțumim foarte mult pentru treaba asta și na, să știți că Mara poate fi folosită și iarna, tot anul, cu un pic fără, de ghiciulă pe mustață, fără nicio problemă, avem echipamentele bune deja. Încă o întrebare, am auzit părerea lui Tibi vis-a-vis de cele necesare pentru comunitatea de surfing, care ar fi inputul tău? De ce ar avea nevoie comunitatea de surfing acum pentru a putea evolua? Care ar fi nevoile de acoperit, să zic? Da, eu sunt în continuare, insist pe partea de evenimente, că nu văd alte. Adică școlile sunt bune, școlile sunt acolo și sunt produc surferi, dar până la urmă, cui o să-i placă surf-ul, o să rămână în sportul ăsta. Iar evenimentele, dacă, ca să fie ceva mai constructiv, poate că ar trebui, ok, n-avem campionat național, dar poate că un eveniment ar fi mai interesant dacă s-ar organiza pe câteva zile, să zicem, ar fi o... Da, prognoza e complicată totdeauna, normal. Dar vreau să spun, când ai calificări, semifinale, finală și petrecerea după în aceeași zi, totul e puțin cam înghesuit. Dar e un pic cam mult. Da. Să putem să petrecem mai mult timp, să vedem ce putem să facem împreună, că până la urmă se pot implica mai mulți oameni în lucrurile astea. Tocmai asta e ideea. Și împreună chiar, na, cine știe, mai multe credere, mai multe mâini. Vorba aia înțeleaptă pe care o avem noi românii, unde-s mulți, puterea crește. Da, exact. Da, da. Oameni faini, dacă aveți întrebări pentru Alex, vă rog, Tibi. Da. Spuneați mai devreme momentul ăsta de cum să crească numărul de surferi versus numărul de valuri. Clar, e un punct până la care poate crește, ok? Peste punctul ăla poate să devină prea aglomerat, poate să fie prea complicat în apă să faci surf. Așa că toate țările astea care au valuri de surf și au federații, au un organism care se ocupă de analiza tuturor plajelor și potențialul de valuri și de persoane care pot fi deservite de aceste valuri. Deci se poate face un studiu de fezabilitate. Așa se face. La fiecare plajă vedem câți maxim oameni pot fi participanți la surf. Exact ce spuneau Ștefan Mirescu cu Farchi și cu Ema mai devreme, bă, trebuie o bază de date pentru linii de urcare, de coborâre, da, plaje, de dat, de care e exit point-ul, care e aia, cum vine, cum... Adică e nevoie de aceeași treabă și pentru asta e nevoie de ceva mai mult de atâta. E nevoie de voi. De spoturi, toți. Da, să știți locurile de surf. Da, exact. Trebuie analizate, așteptăm să crească, că mai trebuie să se extindă încă jumătate de litoral, mai e, deci potențial mai este, dar asta ar fi soluția, mă gândesc, să ne organizăm toți împreună într-un, exact, cuvânt comun, care cuvântul ăsta comun caută, da, analizează și... Și federația ar fi ceva, păi, asta o e cuvântul comun, da, unde se trasează niște reguli acolo, da? Iar ca să iasă ce trebuie, din nou, trebuie să lucrați împreună, să unite in order to improve. Asta ar avea o autoritate, să zici, așa mă duc eu și analizez câte școli ar merge la o plajă, câți oameni ar intra și după aia le zic și alții au alte păreri. Nu, trebuie să fim toți care desemnăm, exact, în... Este momentul în care, indiferent de sportul practicat, orgolile trebuie să fie lăsate în spate. Asta clar. Orgolile nu și-au locul decât în momentul în care, da, intervine competiția, e concursul, e linia, e provocarea cu cel de lângă, cool. Dar până una alta, orgolile la capitolul organizare nu și-au locul. Pentru a putea crește, pentru a ne putea dezvolta, trebuie în primul rând să învățăm cel mai important lucru, anume să lucrăm împreună. În momentul în care vom ști și vom putea să facem lucrul ăsta, vom putea să creștem și ne vom putea aștepta ca, de ce nu, peste 8 ani, să avem surferi în Olimpiadă. Why not?
S-ar putea să avem oameni pe care să-i urmărim de nebun pe YouTube, că sunt în final la Free Ride World Tour. S-ar putea să avem oameni la X Games, nici nu mai contează. The sky is the limit. Important este să învățăm să lucrăm împreună. Dacă mai aveți cumva întrebări pentru Alex... Aplauze, vă rog, pentru Alex Vasile! Mulțumesc! Mulțumesc și eu, mulțumim mult! Oameni faini, aici se încheie Ride Tribe Talks. A fost prima conferință dedicată sporturilor de zăpadă și sporturilor de apă, kitesurfing și surfing. Ne vom reîntâlni primăvară cu o altă ediție RD Talks destinată sporturilor urbane și wakeboardingului, dar să știți că aventura noastră în seara asta nu se termină aici. În ceea ce urmează, pauză de respiro, țigară, toaletă, hidratare, ce mai vreți voi, mâncare. Noi o să modificăm aici un pic setup-ul. Va urma o proiecție video undeva în jur de ora 7, sperăm noi chiar să respectăm ora 7, festivalul de premiere a concursului Freeze Frame la ora 7:30, la ora 8, dacă reușim să ne ținem de acest program, îi veți urmări live pe băieții din Unborn Unicorn, după care o surpriză din partea Ride Tribe, s-au gândit și bătrânii să facă o schemă. Până una alta, nu uitați de acel cochior descanat pe masa respectivă pentru a vă califica la giveaway-ul oferit de skates.ro. O pereche de ochelari, de goggles și de la Oakley. Separat de asta, standul Disproof încă este acolo. Mai este? Nu mai este. Nu mai este. Nu-i nimica. Avem noi șepcile, avem noi biniurile frumos cu care o să dăm în voi imediat. Până una alta, afară, cei care mai aveți mașini în partea aia, mutați-le rapid, că altfel s-ar putea să rămâneți fără și costă alt dracu de mult. Mulțumesc încă o dată pentru răbdare, pentru aceste aproape 4 ore la care ați fost martori. Discuțiile vor continua și în privat. Dacă vă interesează să ne întrebați lucruri, să legați chestii, trageți-ne de mână, că puneți-ne o piedică. Toată echipa Ride Tribe este la dispoziția voastră și când vorbesc de echipa Ride Tribe, aceștia sunt următorii. Echipa de social media, Mădălina State, acolo, pe Andra Liță, nu o văd, dar știu că este... Uite-o, Doamne! Spencer Enci, fondatorul și al dumneavoastră, subsemnatul Bobby. Aceasta este echipa Ride Tribe România, în cazul în care credeți că suntem mai mulți, nu, suntem doar ăștia patru. Vă mulțumim tuturor pentru sprijin, pentru ajutor, pentru idei, pentru feedback-uri, pentru tot. De acum, pauză, maestre, să cânte banda ce vrei tu, ca să aranjăm noi restul. Ieși eu la o țigară, mulțumim, ne reîntâlnim imediat.